Cam. Să Se vedem. așteaptă. Se așteaptă. Se așteaptă, se așteaptă. Așa. Suntem live. Stai să văd ce aici. Bun, că să iau sonorul. Așa, doamna dragă, ai pus-o, ești live și tu, n-am ce să fac cu tine. Bună seara și bine, da. Bine am găsit, dragii mei, bine ți vă dau într-o zi de 1 mai 2020. Astăzi vă propun un subiect foarte, foarte, foarte mișto, care mi-e place foarte mult. Și am invitat alături de mine o prietenă foarte dragă, deja o consider prietenă. Este, dincolo de toate, este omul care îmi organizează mie toate seminariile, toate atelierele prin țară și online. Este omul cu care am făcut cursul de consilier dezvoltare personală și care m-a ajutat să înțeleg multe dintre conflictele mele și vă recomand să faceți cursul de consilier dezvoltare personală dacă vreți să aveți fata la mala mână să povestiți cu oamenii. Dar pe deasupra este un numerolog extraordinar de bun, dragii mei, vă prezint pe Alexandra Mihărtescu, pe care o puteți găsi la Alexa Event. Deci ați auzit. Te pup, Alexandra, îți mulțumesc din suflet că ești alături de noi. Mulțumesc mult de invitație, mă bucur să fiu alături de voi și chiar aștept, sunt foarte curioasă cum o să decurg această zi așa de început de mai. Vă zic un secret. Alexandra e obișnuită să fie ea în locul meu, să facă ea live-urile, să facă ea și acum este invitata și acum va trebui să accepte ceea ce primim, ce este de la noi. Dragii mei, deci astăzi vom vorbi despre numere. Eu îi spun magia numerelor. De ce? Pentru că, dragii mei, nici eu nu mi-am dat seama cât de importante sunt numerele în viața noastră. Nu este nimic întâmplător. Data nașterii noastre ne poate spune foarte multe, atât ziua, cât și cifra lunii, cât și cifra anului, dar luat tot este cifra destinului. Și vreau să povestim un pic despre semnificația numerelor, despre cifre și așa mai departe cu Alexandra. Dar ca să vedeți cât de bună este și ce mișto este, încep cu ceva cu ce încep de fiecare dată la fiecare seminar al meu. Alexandra, astăzi este 1 mai 1-5-2020. Am să te rog foarte frumos să ne povestești puțin despre semnificația zilei de astăzi. Da, nici nu mă așteptam să fie altfel. Începem cu ziua de astăzi. Păi este o zi a începuturilor, da? Să nu uităm că unul este începutul, da? De aceea când mi-ai propus hai să facem pe data de 4, nu sunt eu prea fan 4, prin urmare am zis no, hai să începem cu 1. Da, și am zis ok, hai să facem pe 1, că este mult mai bine și începem odată cu valul energiei lui 1, da? A lunii mai. Astăzi este într-adevăr, odată este 1, dar dacă adunăm toate cifrele vom vedea că și toate cifrele adunate dă 10, adică 1 iarăși, da, deci avem un dublu lui 1, ca să zicem așa. Prin urmare, început și iarăși început, da? Cât ne punem mai bine la punct cu partea aceasta de început, cu atâta ne este mai bine în toată această lună. Până la urmă, începutul în toate contează. Și atunci aveți grijă cum începeți luna. Da? Cu atât mai mult încât și vibrația generală a zilei, pardon, de astăzi este tot unul. Da? Vom avea o forță psihică bună, da? Ne vom dori să fim prezenți în social cât mai mult, putință, da? Și bineînțeles că lucrurile care le vom începe astăzi vor avea o vibrație foarte bună, da? E ca la, știi cum e, ca la surfing. În momentul în care poți să faci surfing, doar în momentul în care nu începi să urci pe val odată cu creșterea valului, ca să fac așa o metaforă, da, dacă te duci, vrei să fii deasupra lui după ce el deja a început, ai toate șansele să fii băgat sub val sau da, să fii dus într-o altă direcție, oricum nu pe val. Și atunci eu zic să fiți pe val. Da. Valul început. Da. Deci lucrurile pe care vreau să le începeți, ar fi bine să le începeți acum, la data de 1.
Deci, dragilor, vă arăt așa, ca să înțelegeți. Da, așa, 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 așa. Da, deci se adună 1 cu 5. Se adună toate cifrele, da, 1 cu 5, 2 și cu 2. Da, este, e 10, 1 cu 0, deci ideea este să se ajungă la o cifră, una singură. Dacă vă iese aici, nu știu, dau un exemplu, 19, 1 plus 9 este 10, iarăși 1 plus 0 este 1. De ce facem acest exercițiu? Pentru că la un moment dat o să o rog pe Alexandra să trecem în revistă toate cifrele, semnificația lor. De aceea am să vă rog foarte frumos să vă faceți fiecare dintre voi, cei care vă uitați, să vă faceți fiecare dintre voi această adunare. Această adunare, da? Deci chestia asta din data nașterii voastre. Data nașterii voastre. Și atunci pot să dau un exemplu. Ziua mea de naștere, da? 30/1/88. 3 plus 0 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 8 dau 30. 3 plus 0 dă 3. Ca în exemplu, da? Deci trebuie cifrele adunate, nu ca și numere, nu adunăm 30 plus 1 sau plus 1988 sau lucruri de genul acesta. Cifrele ca și cum le despărțim și le adunăm până ajungem la o singură cifră. Da. Da. Deci, dar nu intrăm în cazuistică momentan. Deci, dragilor, nu-mi scrieți, nu ne scrieți ce cifră aveți și nu știu ce. Aveți răbdare, vă rog foarte frumos, pentru că le vom lua pe rând. Dar înainte de asta, uite, Alexandra Laura Nicolescu Romașcanu de pe Facebook întreabă: bună seara, doamnelor, mulțumesc, și eu vreau să fac cursul de consilier dezvoltare personală. Da, acum depinde din ce localitate este. Colega mea îl face și online, Georgiana. Mă decid dacă îl voi face și online. Mie îmi place într-adevăr contactul cu omul, da? Și într-adevăr se face foarte multă practică, după cum bine știi, de la curs. Și nu știu, încă e feeling-ul ăla că trebuie să fiu face-to-face. Cursul de numerologie, de exemplu, da, ok, îl putem face de la distanță. Este și acolo foarte multă practică. Vom face partea de exemple de cazuistică cu date de naștere și mod de interpretare, dar acolo nu se intră neapărat, nu facem consiliere, nu facem, da, partea aceasta de a intra în diverse probleme ale vieții, și atunci e mai simplu de făcut de la distanță. Dar o aștept cu drag la Brașov când vom reprograma și când vom putea fi din nou în sala de curs. Un weekend la Brașov, 3 zile. Deci ai auzit? Ați auzit, dragii mei, eu tot încerc să o conving pe Alexandra să fac pasul ăsta, să fac cursul. Promit să mă gândesc. Așa. V-am atașat, vă pun și pe Facebook, vă atașez. Alexandra va face săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică, și vă jur, de-abia aștept și eu, face un workshop online care este primii pași în numerologie. Deci săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică, v-am trimis, dacă vă interesează. Pe mine mă interesează personal, de ce? Pentru ca să învăț eu cât mai multe despre mine, despre numere, despre cifre. Nu vreau să devin numerolog, este strict pentru mine, așa cum și astrologia este pentru mine. Este un curs într-adevăr pentru începători, da? Pentru cei care doresc să afle cum se calculează matrița, cum se interpretează, da? Cum se interpretează cifra destinului, vibrația interioară, vibrația exterioară. Da, e o primă parte a cursului de numerologie, dar o parte esențială de altfel, pentru că dacă cunoașteți cum se calculează această matriță și cum se calculează, poate mai găsiți și pe internet, dar foarte important este să învățați cum să o interpretați, da? Că acum, într-adevăr, internetul ne pune foarte ușor la dispoziție acest calcul, doar că mare atenție să nu fie anumite site-uri în care calculul să nu fie corect, pentru că o cifră pusă greșit deja veți analiza cu totul alt om. Da? Dar cei care își doresc să cunoască pentru ei, în primul rând, îi aștept cu drag la workshop, da? Unde vom putea să o să vă explic cum se face, iar după cât mai multe exemple de interpretări și de calcule, dar în special interpretările, acolo eu pun accentul. Am înțeles. Stai 2 secunde să văd să nu pornească sonorul. Așa. Alexandra, aș vrea să ne povestești puțin despre numerologie. Pentru cei care nu știu, povestește așa pe scurt. Nu știu, cum vrei tu. Pe scurt sau pe lung. Așa. Da.
Ideea este următoarea. Numerologia e, adică dacă stăm să ne să pornim de la cifre, da? Hai să pornim de la început. Pornim cu cifrele. Universul este unul cifric, este unul mental până la urmă, da? Totul în jurul nostru ne înconjoară, adică totul se rezumă la cifre, dacă stăm să ne gândim, da? Cifrele au existat de când universul, adică nu cred că ne putem imagina un univers sau o lume în care nu există cifre. Da? Astea sunt prezente întru totul și peste tot. Acum, numerologia este într-adevăr de mai multe feluri, da? E numerologia lui Pitagora, cea pe care o folosim și este folosită cel mai des, da? Cele 9 cadrane și pătratul per total este pătratul lui Pitagora, da? Dar există numerologie karmică, există numerologie din Kabbala, da, există mai multe tipologii de numerologie, nu intrăm în toate nici într-un caz, dar cea mai întâlnită și cea mai utilizată este cea lui Pitagora, da? Care interpretează data de naștere și nu numai, se fac tot felul de calcule. Numerologia are la bază partea de matematică, da? Calculele, până la urmă vorbim totuși de Pitagora, da? El a fost foarte bine și documentat și în momentul în care a studiat partea aceasta, clar a pus accentul și pe matematică. În schimb, în final, după ce se fac acele calcule, noi interpretăm calitatea cifrei, da? Comparativ, ok, matematica e cu cantitatea, numerologia, interpretarea ei este cu calitatea, vibrația, da? Până la urmă totul în univers este vibrație, este energie. Așadar și aceste cifre au o vibrație, o energie pe care o transmit. Și noi asta interpretăm așa în mare, nu? Interpretăm foarte multe lucruri, dar ne raportăm la calitatea cifrei. Așa pe scurt. Super, super mișto. Ce mișto, live 3 chestii, ești o femeie simplă, cu pătură pe pat, fără tablou, efectiv, doar tu, într-o chiparea, foarte interesant, bravo, felicitări. Deci, Alexandra, cum ai găsit tu numerologia? Cum te-a găsit pe tine numerologia? A găsit ea pe mine, nu? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că undeva acum 8 ani de zile eu am început organizarea de evenimente și aici soțul meu este de vină, că el e cel care m-a împins pe calea aceasta și îi mulțumesc foarte mult. Acum 8 ani am început organizarea de evenimente, doar că inițial nu am dat peste numerologie, nu am început cu numerologia, am început cu alte cursuri, dar la un moment dat am dat peste Anatol Basarab și de atunci restul este istorie, știi cum se spune? Într-adevăr, înainte de a face cursul cu Anatol Basarab, pentru a fi sinceră și onestă, am făcut un curs cu Romeo, pentru că îi promovam în perioada aceea evenimentele cu Romeo Popescu. Dar fundamentul și mai mult drag am prins, într-adevăr, de numerologie după ce l-am descoperit pe Anatol Basarab. Acum, poate pentru că și ele cifră de destin 3 ca și mine, adică am rezonat mai mult. Toți numerologii sunt super faini. Important este ca numerologii să păstreze esența, adevărul numerologiei, modul în care o practică fiecare această știință, și o practică până la urmă și numerologia, ține de personalitatea fiecăruia, dar adevărul din spate trebuie să rămână. Cum transmit eu acel adevăr? Acum clar că fiecare transmite informația într-un mod unic, în modul său până la urmă. Și după primul curs de numerologie, eu sceptică de fel, da? Chiar dacă merg pe calea aceasta de dezvoltare personală, sunt un pic ustoma necredincios, acum asta știi deja, dar la modul că eu trebuie să-mi argumentez sau să mi se demonstreze sau să-mi demonstrez că asta funcționează. Și atunci cumva vreau prima oară să testez pe propria piele și terminând psihologie am zis, cum pisici o cifră de, da, o dată de naștere ar putea să-mi zică mie atâtea chestii în condiții în care... Ați auzit, dragilor, deci Alexandra a pornit tot dintr-o chestie de asta de scepticism. Cum poate să-mi spună mie o cifră? Super mișto, Alexandra. Da, da, iar păi, veneam totuși cu un fundament pe psihologie, da, unde teste, chiar pe perioada facultății am făcut parte din mai multe grupuri de studiu în care făceam teste, adică statistică făcut, da, să construim chestionare, pe ce măsurau diverse lucruri, adică ce vorbim acolo, cât mai exact, știi, știință, nu alta. Și când am, după ce am terminat primul curs, am zis, nu, stai să vezi, că eu trebuie să văd dacă e așa.
Ok, foarte tare, foarte mișto, foarte multe lucruri interesante ne spune numerologia asta, deci am rămas în prima fază, ok, foarte tare, dar hai să vedem. Și am început, bineînțeles, să fac consultații, dar nu la modul da, plătite sau așa, ci hai să luăm la puricat pe toți care îi cunoaștem, să le facem data de naștere, să începem să povestim, da, te duci la restaurant și începi să scrii pe șervețele ca să faci matrița, ca să-i povestești mai multe și din poveste în poveste, din interpretare în interpretare, descopeream că, bă, așa e. Și ziceam, ok, bun, mai facem una. Și în ziua de astăzi recunosc că am o statistică pe care o fac în ceea ce privește anumite caracteristici din matriță. Adică, efectiv, testez să văd dacă chiar așa este la fiecare om care are anumite caracteristici. De exemplu, este un vector în matriță care ne spune latura de scepticism. Da? Și bineînțeles că chiar și astăzi am avut două consultații cu două persoane destul de sceptice după matriță. Dar atenție, scepticismul nu înseamnă că omul nu este deschis. Absolut. Da? Trebuie să îi se demonstreze. Adică ok, de acord cu tine, dar arată-mi că așa e sau demonstrează că așa e. Și atunci, da, dacă ai argumentele solide, eu te voi crede. Cam așa scepticismul în sensul acesta, da? Nu scepticismul la modul nu vreau să aud, nu vreau să știu, nu vreau să cunosc, da? Nu la modul acela. Mm-hmm. Și da, eu le zic de multe ori, uite, văd că ești un picuț cam sceptică, lasă-mă, te rog, întâi să-ți povestesc, pentru că după aia sunt unele persoane care, ca și mine, de altfel, zic, bă, dacă mi-ar fi zis cineva sau aș fi dat informații, după aia s-ar fi folosit. Știi că unii zic, bă, ți-am zis eu informația aia și de acolo ai plecat cu ideea și ai plecat și nu știu ce. Și mi-a rămas în minte o consultație acum ceva ani la Iași, eram în deplasare cu un curs și făceam și parte de consultații și am avut un tip foarte mișto la un moment dat într-o consultație, care din prima tot așa l-am văzut că este sceptic. Dar sceptic l-am văzut nu după față, ci după matriță, ca să ne facem clar, da? Și zic, el a venit foarte serios la mine, da, vreau o consultație, ok, am programat. Și mă uit și zic, e sceptic, am o singură rugăminte, nu zi nimic, lasă-mă să îți interpretez eu matrița și ulterior dacă ai întrebări, dacă nu ești de acord, poți să-mi zici, da, tot ce... No. Am terminat eu matrița pe vreo două ore, la final îi zic la un moment dat dacă este un fel de spartan, pentru că avea foarte multe șase în matriță, da? Și ăștia sunt așa cu agrele, bate cu pumnul masă, ca un spartan, știi, mă duc peste ei și fac prăpăt. Și îl întreb la final, zi-mi și mie, te rog, dacă ai întrebări. Dar el zâmbește și zice, nu, bă, vrei să-mi spui ceva? Zice, da, porecla mea este spartan. Nu folosisem cuvântul ăla în viața mea până atunci. Adică nu pot să zic că m-am dus și am zis, nu te întâlnești cu oamenii pe stradă și zici, știi, ești un spartan. Serios, adică chiar e destul de rar folosit, cel puțin de bine. Și atunci a fost unul din momentele, din multele momente în care am zis, bă, foarte tare. Adică momentul ăla în care rămâi așa, zici, wow. Nu mai ce zici, adică efectiv stai și te uiți la el și el zice, da, ai dreptate în tot ceea ce ai spus. Și într-adevăr sunt foarte sceptic, de fel foarte bine că nu m-ai lăsat să vorbesc înainte. Ăsta a fost un exemplu unul din exemple cu care am rămas de-a lungul timpului, da? Din dovezile pentru mine, cel puțin că numerologia este o știință și nu greșește. Absolut. Poate să fie cel care interpretează, dar numerologia nu greșește. Wow! Super fan. Uite, Alexandra, aș începe printr-o întrebare care mi se pare foarte interesantă, adică toate o să fie interesante, dar înainte de asta dăm voie să spun așa, dragilor, nu scrieți data nașterii pentru ca noi să vă calculăm. Deci, voi știți, eu sunt mai tranșantă, tu te-am învățat cum să-ți faci adunarea, da? Deci nu o să-ți face, nu o să-ți facă, aici nu este întrebări-răspunsuri. Aici este înveți tu cum să-ți faci măcar atât, iar după aceea te invit să vii împreună cu mine, să mergem la curs cu Alexandra, să învățăm mai multe. Deci aduni, dacă este, nu știu, să zicem ziua de ieri, 30, da? 3 cu 0, cu 4, cu 2, cu 2, cu 2, înțelegi? Deci le aduni pe toate pentru ca să... tu-ți faci calculul. Uh-huh. Deci faci calculul și vei vedea, vei aduna la un moment dat și cifra asta, pentru că o să ne spună Alexandra în mare ce înseamnă, dar cifrele
înseamnă același lucru. Deci semnificația cifrelor este același lucru. Da, depinde unde este pusă, depinde de cum zice, locul unde se găsește cifra respectivă, dar calitățile în general rămân aceleași ale cifrei. Cel puțin interpretarea asta pe care o facem noi în data de naștere, dar nu intrăm în numerologie karmică sau alte lucruri unde acolo se interpretează cu totul diferit cifrele, da? Vorbim de numerologia aceasta utilizată și des întâlnită. Super. Uite, Gabriela Danilă de pe YouTube spune așa: bună seara, în cazul în care data nașterii este trecută greșit în certificatul de naștere, cum se procedează? Faptul că este trecut greșit nu este o coincidență. Am întâlnit destul de multe persoane, într-adevăr, care mă vin la partea asta de consiliere numerologică și am avut ocazia chiar să aflu că este născută pe o dată și este trecută cu o zi în spate, da? De obicei e în față, știi? Adică sunt născută pe 30 și mă trece pe 31 că n-a ajuns să mă înregistreze la timp, poate, sau din diverse motive. Faptul că este scriptic trecut acolo data de naștere, să știți că are o mare importanță, da? Adică energia respectivă rămâne și va face parte din omul respectiv. O parte din numerologi zic că se ia data în care fizic te-ai născut. Alții, da, Anatol, din ce ne spunea, se ia data din buletin, da? Cea care este trecută scriptic. Dar eu am mai găsit o metodă în care îi pun să testeze. Da? Și să cântărească, efectiv, dacă ar fi să ai cele două date. O dată, data de 12 a 4, să zicem aici, 1980, și 13 a 4, 1980, aici. Și să-i pun să închidă ochii și să facă o testare kinezologică, să vadă care cântăresc. Până acum se pare că data din buletin sau din certificat a fost cea care a cântărit mai mult. Ceea ce înseamnă încă o dată că și-a pus amprenta acea dată, chiar dacă a fost născut în altă dată. Și se mai întâmplă să aibă și anumite caracteristici din data în care efectiv este născut, da? Dar și după interpretarea matrițelor, da? În cazul persoanelor care au data trecută greșit în matriță, eu le-am pus așa un preview. Uite, dacă ai fi născut ești născut în data asta, că ar fi fost corect trecută în certificat, ai fi avut calitățile astea, iar dacă nu astea. Și oamenii se regăsesc mai mult în cele în care sunt trecute în data de naștere în certificat. Adică iau cea care rămâne scrisă în certificat și se regăsesc în ea, de cele mai multe ori. Cei când discut cu omul, vedem, repet, ori facem o testare kinezologică să vedem exact care cântărește mai mult, dar din discuție și din ce explic, omul își dă singur seama care cântărește mai mult. Deci, practic, nimic nu este întâmplător, cum da, tot ziceam. Da, nu e întâmplător, pentru că vezi tu, de acolo, din data aia de naștere, duce la un destin altul decât cel în care s-a născut. Probabil ceva s-a întâmplat, da, nimic nu e coincidență, da? A trebuit să ajungă totuși să îndeplinească un alt destin decât cel în care s-a născut. Și atunci și asta spune ceva. Că are alte lucruri de făcut pe aici decât cele care poate și le-a propus de la plecare, ce să zic. De la plecarea înainte de întrupare, ca să ne veni aici în lumea asta. Cristi, Damian, Tețu Cristi, ne întreabă dacă efectul numerelor are vreo influență deosebită ținând cont și de sexul subiectului. Deci la femei, bărbați, așa. Da, adică, bine, ele, ca să stabilim un lucru, numerele sunt atât feminine cât și masculine. Mai exact, cifrele masculine sunt cele impare, iar cifrele feminine sunt cele pare. Da? Și dacă, de exemplu, într-o matriță, când facem calculul și vedem că există, de exemplu, ea e femeie și există mai mult cifre masculine ca energie, atenție, da? Nu înseamnă că nu se transformă în bărbat, nu trebuie să crească barbă sau alte lucruri de genul acesta, da? Dar energia, da, este una activă, una masculină, da? Și tendința acelei femei va fi să fie mai, cum zic eu, mai bărbătoasă, mai cu energie masculină, mai dură, mai, da, cu o anumită agresivitate, cum este caracterizată de altfel energia masculină, da? Și invers, poate fi un bărbat care da, să aibă mai mult cifre feminine și să aibă o energie mai mult feminină, pasivă, da? Și mai puțin una masculină. Acum depinde, dar adică eu am în vedere, în momentul în care discut, cunoscând aceste lucruri și altele, dacă e bărbat, să-i atragă atenția, vezi că ai mai multă energie feminină, lucrează la energia masculină mai mult și invers. Cum de altfel atrag atenția la multe femei, că sunt într-adevăr destul de multe care au o energie masculină puternică. Și atunci este de avut în vedere, pentru că o energie masculină puternică folosită și
folosind, nelucrând cu feminitatea, pe termen lung poate duce la boală și duce la boală în direcția de ce ține de feminitate, ovare, uter, sâni, da, pe termen lung. Da, da. Și atunci n-am găsit până acum, statistic vorbind, una să zică da, am, uite, de exemplu, mie matrix, pot să zic că am 10 cifre active, adică masculine ca energie, și 3 pasive, adică feminine. Și zic, vezi că ești bărbătoasă și că ai tendința, da, să faci de una singură, să fii dură, să bați cu pumnul masă, să energie, da, ce presupune așa în mare, în mare energia masculină. Zice, bă, așa e. Și zic că nu, probleme ceva pe acolo, pe la partea ginecologică și numai, bă, să știi că da. Nu neapărat boli, dar diverse. No. Probleme de dinamică sexuală, da, probleme, da, de parteneriat, da, super. De da. Sau pur și simplu, nu știu, cum, ca între noi fetele, răcește mai des sau sunt anumite disconforturi, dar asta nu, că știi prea bine, corpul nu face decât să ne transmită că undeva este o problemă când se manifestă un simptom de genul acesta. Asta știu de la tine. Super fain. Hai să, cu ce să începem, Alexandra? Zi tu cu ce vrei să începem, că ai voie să alegi. Eu aș vrea să răspund la întrebări, pentru că știu că oamenii sunt curioși de fel și mie îmi place să răspund la întrebări. Okay. N-am o problemă. Uite, și putem în final să accentuăm un picuț cifrele, da. Dar până la urmă eu zic că la un moment dat să trecem în revistă, știi de ce? Pentru că așa o să înceapă lumea că da, de uite, nevasta are 6, eu 7 copii. Nu, aș prefera, nu la modul de întrebări din astea că sunt născut în data de, aș vrea să trecem un picuț mai încolo, că asta o să interpretăm, da, cifra de destin, o să povestim mai pe final despre fiecare cifră de destin în parte câteva idei. Eu aș vrea un picuț mai departe de numerologie, mai, adică nu știu, cum a fost întrebarea asta, ok, bărbații, da, se încadrează, nu se încadrează, adică întrebări mai interesante. Da, înțeles. Uite, Doina Calamara întreabă, fetița mea are trecută luna greșit. Ok, interesant. Deci asta deja, da, asta deja e o problemă. Am pus în față sau în spate, n-a zis. Doina Calamara, te rugăm frumos să dai răspunsul. Deci în plus sau în minus trecută? Da, bine, acum... La fel, rămân pe aceeași idee. Faptul că s-a trecut-o cu totul altă lună este cu un scop și, prin urmare, undeva acolo va trebui să învețe ceva din data aceea pe care o are. Pentru a exista un echilibru, mai ales că este copil, ar fi bine să se interpreteze ambele date. Da? Pentru că, fiind copil, de ce? Odată e născut în ziua în care este născut și deja a intrat în această lume cu anumite caracteristici, dar în același timp acel act își va face și el influența și își va aduce influența, vibrația cu data respectivă. Și atunci e posibil la un moment dat ca viitor adult să fie așa un picuț și din ce am discutat și cu cei care au datele greșite trecute, într-adevăr există și nuanțe din data în care efectiv s-au născut. De asta zic că nu neapărat le ușurează, mai degrabă le îngreunează un picuț lucrurile. Alexandra, aici vin eu să îți pun o întrebare și probabil că îi va ajuta și pe oameni. Ce semnificație are cifra zilei, cifra, după aceea semnificația lunii și a anului? Semnifică ceva diferit? Adică eu știu că semnifică, da. E o întrebare, dar numele celorlalți. Da, ziua de naștere ne spune nouă vibrația interioară sau cum suntem noi în interior. Eu cu mine cum ar veni, da? Uite, de exemplu, cum eu sunt 30, în interiorul meu eu sunt un 3, da? Dar eu sunt născută în luna ianuarie, ceea ce înseamnă că ceilalți mă vor vedea prin prisma lui 1. Iar dacă le adunăm pe toate, este cifra de destin, da, destinul nostru în viață. Iar uite, de exemplu, cum este la mine 30, adică 3 plus 0, da, 30 ăla din față e calea de destin, da, care mă duce la destinul 3. Cum zice Anatol Vlasarab, zice foarte fain, de altfel multe lucruri pe numerologie, într-adevăr le știu de la el pentru că am rezonat foarte mult și știe o grămadă de chestii, eu vi-l recomand cu drag. Are, acum ca și paranteză, are cartea de numerologie, da? Numerologia în viața fiecăruia, pe care o recomand, este cea mai completă.
Tu zic că eu postez, eu caut și postez link-urile. Rog, nu e problemă. Da, deci cartea lui Anatol este până în momentul de față cea mai completă. Are undeva la 600 de pagini, pe lângă faptul că într-adevăr te învață să faci matriță, ai acolo interpretările și sunt foarte multe lucruri explicate cu privire la numerologie. Eu vă recomand cu drag, într-adevăr poate fi greoaie la modul că trebuie să fii cu pixul și cu foaia lângă tine, mai ales când încep calculele, și e posibil unii să aibă anumite dificultăți. Foarte mulți au zis, fie că au participat la cursul meu de numerologie sau la cursul lui Anatol, au zis, mă, după ce am participat la curs, când am citit cartea, parcă totul a prins cu un cu totul alt sens față de cei. Acum depinde de capacitatea fiecăruia de a lucra cu anumite informații. Știi, unii se pot descurca doar cu cartea, dar chiar și din carte pot afla extraordinar de multe informații. Bun, revenind la ziua de naștere, ziua în care noi suntem născuți, vibrația interioară, o să găsiți, da, cel mai adesea, este cum suntem noi în interior, da? Eu ce așteptări am de la mine, de la propria mea persoană, cum mă comport, cum prelucrez informațiile în interiorul meu, da? Uite, de exemplu, eu fiind un 3, eu mă aștept să le știu pe toate, cumva, într-un fel, pentru că 3-ul este o cunoaștere la nivel științific, da? O dorință de a fi creativ, de a ști informațiile, de a le prelucra foarte repede, da? De a le sintetiza, 3-ul fiind și sinteza. Și atunci când mi-ai zis, știi, facem numerologie pe interviu, ok, și trebuie să mă pregătesc cu ceva, 3-ul, da? Adică, ok, trebuie să fiu pregătit, trebuie să am cunoașterea pentru a putea să... Adică unui 3 nu-i place să fie prins, să nu știe. Chiar dacă se poate întâmpla că până la urmă nu avem cum să le știm pe toate, da? Adică nu sunt atot cunoscătoare, dar ne dorim să fim atot cunoscători. Absolut, absolut. Ca și defect al lui 3, dacă îi putem spune așa. Poate fi și un defect, dar poate fi și o calitate. Depinde fiecare cum o privește. Da? Și atunci eu când mă întâlnesc cu cineva, tendința este să întreb, ok, în ce zi ești născut? În ce dată ești născut? Dar pe mine de fapt mă interesează ziua, pentru că așa voi ști cum este el în interior și voi ști cum să lucrez mai bine cu el, ținând cont de acest lucru. Da? Adică deja știu care sunt așteptările lui. Pentru că vine luna de naștere și aia este cum ne văd ceilalți, rolurile noastre în societate, da, așteptările celorlalți, da, energia cifrei respective, de exemplu la mine 1, probabil acum, știi, eu sunt subiectivă, dar probabil cei din jur mă văd destul de individualistă pe alocuri, da, tranșantă, da, la modul 1 e coloana vertebrală, ca să zic așa, e ăla care e unic, trebuie să descurce unul singur și așa mai departe, da? Este poate chiar egoistă, pot fi văzută, cum zic unii, nu, că sunt și moldovean, că mai a dracu, ce să facem, asta e, da? Asta e ce se vede în exterior, da? Adică vrei, nu vrei, așa te percepe lumea, știi? Important e și după aia să reglezi cele două lumi. Altă variantă nu prea ai. Iar toate adunate, da, duc la destin, care, da, este exemplu pe care îl dă Anatol Basarab cu muntele, da, avem 9 munți, da, la care trebuie să ajungem. Un exemplu foarte fain, l-ai mai folosit și tu, dar într-adevăr, și eu ca și Anatol sunt adepta în a exemplifica și a folosi metafore pentru ca oamenii să înțeleagă mult mai ușor. Da, și avem 9 munți, de muntele lui 1, muntele lui 2, lui 3, lui 4, da, lui 9. Avem și muntele lui 11 și muntele lui 22, da, care sunt cifre maestre. Și una este muntele, da, destinul, da, calea final, cum îi zice, destinația, da? Dar calea până la munte este practic modul în care este formată acea cifră de destin. Și vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, cifra de destin este 5, da? Avem două variante. Acel 5, de fapt mai multe. O variantă ar fi, da? 23, 2 plus 3 dă 5, da? Adică toate cifrele adunate din data de naștere e posibil să ne dea 23, da? 2 cu 3, 5. Poate să ne dea 41. 4 și cu 1, da? Este tot 5. Poate să ne dea 14, în cazul copiilor născuți după 2000, unde cifrele sunt mai puține, atunci poate să ne dea și 14, da? Și 1 cu 4 este 5, da? Poate să ne dea și 32. 3 cu 2 iarăși este 5. Dar, foarte mare atenție, da? În primul rând, acel 5 este format diferit, da? Iar contează foarte mult ordinea. Da? Adică calea mea ca să ajung la 5, uite, ne oprim la un exemplu, să zicem că ar fi 23,
Da? Cinciul meu din cifra de destin, da, este format din 2 și 3. 23, da, 2 plus 3, 5. Atunci înseamnă că eu va trebui să trec prin 2, prin 3 pentru a ajunge la 5. Calea mea către 5 este 2 și 3. Dacă vreau să îmi ușurez viața, da, dacă vreau să ajung mai ușor la munte, apropo de munte, da, calea mea este 2 și 3. Atunci va trebui să învăț să comunic, va trebui să învăț emoțiile, să învăț să gestionez emoțiile, da, să învăț 2-ul, practic. Da? După care, după ce am terminat cu 2-ul, să trec prin 3 și să învăț cunoașterea, să învăț să sintetizez, să învăț, da? Și apoi 5-ul va veni oarecum de la sine, da? În momentul în care cele două sunt foarte bine puse la punct, ca să zicem așa. Da? Într-adevăr, mai sunt și alte calcule care se fac, dar nu aș vrea. Mai e misiunea în viață, care este rezultată din ultimele două cifre din an. Uite, de exemplu, la mine este 88, da? 8 e 16, da? 1 și cu 6 e 7, da? Misiunea în viață fiind 7. Aici se poate discuta, dar de obicei nu bag lumea în ceață foarte mult și atunci rămânem la lucruri mai la îndemâna tuturor, ca să nu... Și cum e? Important e să înțelegem lucrurile de bază, pentru că dacă nu înțelegem lucrurile de bază, nu vom putea să facem lucrurile mai profunde și mai complexe dacă n-am cunoscut baza. Și atunci e doar un fel de bla 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 și n-am înțeles nimic, știi? Și atunci nu-i dorința mea asta. Vreau să înțeleagă omul pe... Și cum e? Ca în orice. Dacă ai înțeles principiile, și într-o materie, dacă înțelegi principiile de bază, mai ți-e ușor să construiești și să înveți și să ajungi să cunoști foarte bine domeniul respectiv. Marea majoritate, din păcate, vor să ducă direct sus. Da. Cam așa. Daniela Vlaicu, și dacă cele trei cifre sunt aceleași, adică ziua, luna 1, destinul 1, e de bine, nu? Dragilor, nu este nimic de bine sau de rău, da. Totul este pentru așa. Cifrele nu sunt bune, nu sunt rele, dar dacă suntem obiectivi și analizăm, da, de exemplu 1 vibrație interioară, 1 cifră de destin și 1 vibrație exterioară, e mai ușor. Acum, ăsta este adevărul, pentru că nu treci prin mai multe vibrații, da? Adică 3, 1 ești în interior, da? 1 te văd ceilalți și 1 trebuie să fii și de-a lungul vieții. E mai simplu că lucrezi mai mult cu aceeași vibrație, cu aceeași cifră, da? Într-adevăr e mai simplu. Nu neapărat e mai bine sau mai rău, că poți să ai una singură și nici pe aia să nu o duci la bun final, știi? Adică ai, să zicem, cifra lui 1 și aici și colo și dincolo, dar nici pe aia să nu ți-o rezolvi. Acum știi cum e, Dumnezeu zădă, dar trebuie să nu spune. Ca să zic așa. Dar da, într-adevăr e un picuț mai simplu, da? Pentru că dacă luăm un alt exemplu și să zicem că vibrația noastră interioară este 4, da? Sau uite, mai bine, este 5, da? Vibrația noastră, noi de la noi, da, avem vibrația interioară 5, pe scurt să zicem așa, libertate, da? 5-ul este cel care își dorește libertate și nu-i place să fie băgat într-un pătrățel. Și este născut pe 5-a 4-a, da? 5 este ieșirea din pătrat, da? Este pentagrama. Și 4 este pătrățelul. Practic, eu voi dori în interiorul meu tot timpul să ies din pătrat, iar toți ceilalți mă vor băga într-un pătrat. Da, cumva o să fie mai greu, o să fie mai greu din anumite puncte de vedere, mai ales dacă nu ai informațiile, da? Că informația până la urmă înseamnă putere. Dar am avut persoane, da, care născute chiar și în 5-a 4-a, sau pe partea, exemple de genul acesta, da? Ok, acum știi ce faci mai departe cu informația, da? Lasă pe ei să bagi în pătrățel și tu ieși din pătrățel unde ai nevoie să ieși din pătrățel până la urmă. Dar sunt informații foarte prețioase. Chiar dacă nu pare, omul, cum zic și la consultații înainte de a începe, este un instrument în primul rând de autocunoaștere, da? Poate de multe ori pentru mulți, și mă bucură când se întâmplă așa, nu vin să spun noutăți. Noutăți la modul că, bă, așa e, așa sunt. Oamenii zic, bă, așa e, da, chiar așa e, da, chiar așa e, așa sunt, așa sunt. Mă bucură că se regăsesc, pentru că înseamnă că sunt poate pe calea lor, și-au respectat calitățile pe care le au lucrat la defecte cu ghilimele, da? La punctele la care a trebuit să lucreze, da? De-a lungul vieții, și asta nu poate decât să mă bucure, da? Ce poate veni în plus, acum să-i răspundă maimuțicii din cap, care tot timpul treabă, dar oare de ce eu sunt așa? Dar oare de ce fac lucrurile așa? Dar oare de ce, de ce, de ce, de ce? Știi, maimuța care tot timpul, de ce? Absolut. Și atunci, foarte mulți am observat, după ce le răspunde, și numerologia le răspunde foarte bine la aceste DC-uri, mai mulți se calmează, zice, bă, gata, acum am înțeles de ce. Ok, acum treci la treabă. Corect. Și da. Nu toți pot să treacă dincolo să zic ok, hai că curățăm și nu ne mai interesează de ce.
marea majoritate e până la urmă o dilemă și o chestie în ființa noastră, nu? Să întrebăm de ce? De ce? Și copiii, da, de ce mami așa? Da, de ce mami, nu? De ce? Absolut, absolut. Dragilor, cred că nu ați auzit și trebuie să repet și voi repeta. Deci nu ne treceți data nașterii voastre, că nu vă facem noi calculul. Focus! Alo! Deci, am zis, v-am explicat cum să vă adunați fiecare cifrele. Am spus, vă faceți singur cifra de destin, nu ne treceți, aici nu este ghicitoare. Și nu o să vă interpreteze la fiecare. Deci o să vă spună la fiecare, o să spună fiecare cifră ce înseamnă și tu vei trage concluziile. Alexandra, hai să începem cu semnificația cifrelor, pentru că oamenii nu știu ce să întrebe. Pe bune, citesc întrebările și îmi dau seama că nici măcar nu știu ce să întrebe. Bun. Alexandra nu face astrologie, vă rog foarte frumos, unul la mână, doi la mână, nici astrologia și nici numerologia nu ghicește, nu este de ghicit, ci vă dă niște, vă arată niște lucruri care să vă ajute, să ne ajute în destinul nostru. Este informații până la urmă, dar sunt științe și sunt informații, da? Nu ghicim nici când moare lumea, nu, nici dacă se. Adică dacă ar fi chiar așa cu ghicitul acum, că mai în glumă, mai în serios, am ști și numerele la loto, am fi și foarte bogați, da, am luat tot ce se poate la loto. Dar nu este chiar așa. Într-adevăr, putem să, în ceea ce privește viitorul, dacă tot te-ai dus un picuț în direcția respectivă, da, noi putem să. Spunem că vei intra în anumiți ani unde sunt anumite, anul ăla are anumite calități și ar fi bine să faci anumite lucruri. Uite, de exemplu, cum este un an 1, da? Pentru începutul unui ciclu, da? În anul 1 din ciclu 4, să zicem, da? Acolo omul începe ceva și ar fi bine să înceapă și atunci pot să-i dau niște idei cum anume să facă lucrurile pe viitor în anul respectiv. Dar nu voi ghici la modul, da? Acum sunt într-adevăr tot felul de forme în numerologie în care putem să ne ducem să fim destul de exacti, dar nu va ști niciodată să spune cu exactitate cineva când va muri, de exemplu. Nu la modul acesta, da? Dar când analizăm în spate, de exemplu, pentru anumite accidente care sunt sau anumite întâmplări politice sau mai puțin politice, nici nu contează, pandemie și alte nebunii, când se face o analiză numerologică în spate, într-adevăr putem înțelege din punct de vedere al numerelor de ce lucrurile s-au întâmplat așa și prinde un sens, în adevărat un sens al cuvântului, ca să mă repet. Da? Bun, hai să începem cu cifrele de destin, da? Hai să începem cu cifrele, numai puțin, uite, încă o întrebare, te rog frumos, și asta zice Daisy, zice, care este diferența între calea vieții și misiunea vieții? Ok, calea vieții, păi și cuvântul în sine spune, da? Adică am o misiune, da? Misiunea mea este, nu știu, dacă e 7, să aduc o oarecare înțelepciune lumii, da? Dar calea mea de destin, destinul meu, scopul meu pe acest râm este să fac lucrurile astealte care țin de destin, da? Îs cumva sună la fel, dar sunt diferite, știi? Cum să mai explic misiunea? Știi că sunt foarte mulți care merg și fac diverse misiuni, dar nu înseamnă că ăla este destinul lor în viață. Ca să zic așa. Da? Da, dacă ai o misiune, de exemplu, te duci într-o misiune de a ajuta, nu știu, nevoiașii, că sunt, poate, nu știu, vine inundațiile și da, pleci efectiv într-o misiune. Da? Așa și în viață. Avem o misiune anume pe care ar fi bine să o avem în vedere, dar nu este același cu destinul și nu înseamnă, adică bine, la unii poate fi același cu destinul, să mă corectez, dacă în calcule poate să dea aceeași cifră de destin, cele două cifre adunate, matematic vorbind e posibil, da? Dar misiunea destinului destin și destinul putem să-l îndeplinim sau nu, apropo. Foarte da? Mișto, da. Este obligatoriu să ne îndeplinim scopul și durata vizitei, ca să zic așa. Adică nu este obligatoriu, nu toți își vor îndeplini destinul. Da? Și de obicei oamenii își dau destul de repede seama, mai ales când povestim de numerologie, dacă sunt pe cale sau nu. Eu îmi dau și mai repede seama, cu cât e mai nefericit omul, cu atât nu-i pe calea lui și pe destinul lui. Da? Adică ești rugată să vorbești mai rar. Mă scuzați. Că nu prea înțelege lumea ce spun.
Scuze, dar ți-a trimit de iată. E ok. Să știi că da, m-a luat valul, pentru că atunci când vorbesc despre lucruri care îmi plac, vorbesc foarte repede și credeți-mă că pot să vorbesc și mai repede. Da, vă spun, da. Știu, să știi că lucrez constant la asta, pentru că într-adevăr nu toată lumea reușește să țină pasul. Asta este un efect al lui 3, da? Eu de exemplu am 3 de 3 în matriță, procesarea informațiilor, iar noi cu mulți de 3 lucrăm în imagini, iar imaginile se schimbă repede și noi, ca să putem să le cuprindem în cuvinte, necesită să avem o viteză în sensul ăsta, și atunci ajungem la a vorbi foarte repede. Da, plus că sunt moldoveancă și bla bla bla. După cum vedeți, dragii mei, am doi moldoveni invitați în emisiunile mele, da? Deci Alexandra și cu Gabi, Oana și cu Camelia sunt în partea asta spre Ardeal, așa că Oana este, deci are o calmitate pe care eu reușesc, culmea, să o urmăresc, pentru că într-adevăr vorbind repede și procesez și îmi plac oamenii care vorbesc repede, dar la Oana e o chestie ciudată, la ea am răbdare să o ascult, nu știu de ce. E o chestie care de obicei mi se întâmplă, uite, dacă acum nu vreau să fac politică, dar acum mă uit la Iohannis, îmi pierd răbdarea. Ceva. Hai, zi mai repede, zi o dată, zi, corect. Adică, da, da. Zi că mă ții aici pe jar. Ok, o să vorbesc mai încet. Este un defect, dacă pot spune așa, dar nu cred că e defect. Într-adevăr, când mă ia valul, mai ales când vorbesc despre lucruri care îmi plac, și știi cum e, că pățim cu toții, avem tendința, și mai ales că lucrurile astea deja fac parte din noi. Gândiți-vă că eu aproape zilnic fac numerologie, da, consultații și urmăresc partea aceasta. Mi se par atât de simple, dar știu cum e când nu le cunoști. Da, este adevărat. O să vorbesc mai rar. Mulțumesc că mi-ați atras atenția, pentru că scopul meu este ca lumea să rămână cu informații în urma acestei discuții, exact, și să le poată folosi. Și atunci chiar mulțumesc cu recunoștință pentru cine mi-a atras atenția. Bun. Întorcându-ne la destin, da? Destinul ne zice practic cum vom evolua de-a lungul vieții, cum ar fi bine să evoluăm pe parcursul vieții. Acum, dacă vom evolua în direcția respectivă sau nu, am zis, este o altă poveste, nu este obligatoriu să ne îndeplinim destinul, da? Dar neîndeplinirea lui, bineînțeles că va atrage de la sine anumite consecințe și bineînțeles că nu sunt printre cele mai fericite consecințele respective. Da, nefericirea, îi zice de obicei, da, că nu mă simt împlinit, nu mă simt fericit, da? Și dacă vreți să vă dați seama dacă sunteți pe destinul vostru, fiți sincer cu voi, întrebați, bă, îmi place ceea ce fac, îmi place unde sunt în momentul acesta în viață, da? Fără să știi neapărat numerologie, sunt ok unde sunt în regulă cum sunt cu mine, cu ceilalți. Și dacă simți întru totul din interiorul tău că așa e, înseamnă că ești pe cale, fără să mai știi, apropo, neapărat numerologie, da? Numerologia nu va veni decât să vină să-ți confirme, da? Vreau ca lumea, în momentul în care discutăm despre fiecare cifră de destin în parte, să se raporteze la, da, destinul în viață și nu la vibrația, neapărat vibrația interioară, da, unde vorbim, da, pe destinul, nu pe vibrația interioară, adică ziua de naștere. Adică cum ar trebui să fie ei în viață sau ce anume ar trebui să aibă în vedere de-a lungul vieții. Da? Așa ar trebui să se raporteze, pentru că vorbim despre cifra de destin, da? Dragilor, repet, înainte să trecem, adunați-vă cifra, dar nu așa că, nu știu, 30 cu 5 cu 2020, deci nu așa, ci 3 cu 0 sau 1 cu 5 cu 2 cu 2 cu 2, înțelegeți? Deci așa, vă rog, adunați-vă și veți obține cifra de destin. Și acum va începe Alexandra să povestească despre fiecare cifră. Fiți atenți, vă rog frumos, dacă sunteți unul. Eu o să subliniez câteva caracteristici, calități, defecte, pentru că ne raportăm în modul acesta dual de bine, de rău, da? Dar repet, cunoașterea unei cifre, da? Cifrele nu sunt bune, nu sunt rele, într-adevăr, nerespectarea acelei calități, să zicem așa, sau caracteristicile acelei cifre, aduce și oarecare nefericire, cum nerespectarea unor reguli, de exemplu, aduce amenzi în cazul de față, pe pandemie, da? Deci nu face decât, da, adică în momentul în care eu sunt în aceeași direcție și la sentiment, ca să zic așa, cu vibrația respectivă, ea mă ajută și mă înalță.
dacă sunt împotriva ei, atunci plătesc anumite lucruri, da? Adică anumite consecințe apar la modul acesta, da? Și este foarte simplu apropo de calculul acesta. Când vorbim de cifre, cifrele sunt de la 0 la 9, dacă e să stăm să le calculăm, da? Sau de la 1 la 9, da? 0 este totul sau nimic în numerologie. Dar când zic cifre, da? Deci dacă zic ce mă adunați cifrele, nici într-un caz n-ar trebui să adune 30 sau 29 sau, da? Adică trebuie să raporteze efectiv la cifră, ce înseamnă cuvântul cifră, da? Bun. Și încă ceva, Alexandra, înainte de asta încă o întrebare. Cifrele maestre, 11, 22, 33, în cifra de destin, deci în destin, se iau ca atare sau se adună 1 cu 1 sau 2 cu 2 sau 3 cu 3? În numerologie, când calculăm, pentru că noi ne raportăm doar la 4 operații, calcule, dar nu intru în detaliu. Uite, spre exemplu, cum își dau seama dacă au cifră de destin. Dacă au adunat toate și le-a dat 29, pentru că acolo e o variantă, 2 și cu 9 dau 11, da? Aia este cifră de destin maestru, cifra 11, da? Dacă le-a dat, nu știu, 38, 3 și 8, iarăși este 11, ceea ce înseamnă că este cifră de destin maestru, da? 11 și 22 pot fi întâlnite, 33 la modul acesta de a aduna două cifre nu ne permite data efectiv în care suntem, secolele în care am trecut fiecare, da? Adică nu se duce mai departe de 40. Nu ajunge nimeni la un calcul. Dacă adun și dacă am mulți de 9, de exemplu, că acolo îmi crește și îmi plusează foarte mult, da? Dacă am foarte mulți de 9, tot nu se duce, da? Deci 33 nu este întâlnit la modul acesta, da? De a aduna și a doua oară și să dea 33 este practic imposibil cu datele noastre de naștere. Acum ne dă, de exemplu, 29 ca să ne dea 11. Ar trebui să ne dea, dați seama, cât ar trebui să ne dea ca să fie 33 a doua, da? Cum adun 29, 2 cu 9 și să-mi dea, cât ar trebui să adun ca să-mi dea 33. E practic imposibil în zilele de astăzi, da? La modul acesta, cifra de maestru, da? Dar într-adevăr, ele rămân, 11, 22, 33, ele rămân cifre maestru de fel, da? Și 44, 55 și, da, dublatul ăsta a cifrei este cifră maestru de altfel, da? Nu doar în cifrele de destin, ele sunt cifre de maestru ca atare. Da? Bun. Repet, raportați-vă la calea, da, destinul în viață, da, când vom face aceste interpretări. Și începem, bineînțeles, cu 1, da? Pentru că 1 e 1 și nu sunt mulți ca 1. Da, pentru că 1 este ca și calitate, una din calitățile lui 1 e unicitatea, da? Și atunci de-a lungul vieții, un 1 va trebui să fie independent. Va trebui să fie, da, și va căuta oricum independența și va place independența, da? Scopul în viață pentru mulți cu cifre de destin 1 va fi independența și obținerea acesteia, da? Va trebui în principal de obicei să parcurgă două etape, să învețe să se autosustină, da? Adică, de exemplu, dacă sunteți cifre de destin 1 și depindeți de mama, de tata și aveți 20, 30, 40 de ani, nu știu, dau și eu un exemplu acum, sau depindeți de alte persoane, da, nu prea cred că vă e confortabil în viața de zi cu zi, în momentul în care sunteți cifre de destin 1 și depindeți de ceilalți, da? Da, mai întâi trebuie să învețe să stea pe propriile picioare și să nu depindă de alții, da? Și după ce devine independent, va trebui să învețe cum să fie lider. Cum să fie deschizător de drumuri, da? Conducători, da? Dar prefer cuvântul lider pentru că nu șef, lider ar fi bine. Cu toate că tendința este poate să se ducă spre șefie, știi? Ca nuanță, da? Dar ideal ar fi eu vreau să încurajez să fie lider, da? Dar au potențial de deveni conducători, da? Nu vor suporta să fie conduși de alții. Și bineînțeles că dependența de alții sau de orice altceva este o pedeapsă pentru ei. Da? Ambițioși din fire, da? Tendința de a învăța foarte ușor, da? Uneori pot deveni foarte competitivi, da? Dar de asemenea originali, pentru că pentru a fi unul, pentru a fi pe locul unu trebuie să fii original, trebuie să fii competitiv, da? Trebuie să fii independent, trebuie să dai dovadă de foarte multe lucruri, da? Dar să nu uităm că unul este cifră masculină la energie. Da?
foarte multe lucruri ai trecut acolo. Wow. Să-și fixeze oamenii. Foarte bine. Da? Partea de defecte, ca să le spunem așa, latura negativă, tendința de a, adică de a duce independența asta în extrem. Știi ce e mult strică? Da? Da, ok, independent, dar nu o duceți la extrem, da? Tendința de nemulțumire față de viață, față de, da, de alte persoane, da? Critica poate fi, da? Să fie cel care critică. Da, egoism accentuat, da? Complexe de superioritate, nerăbdare, da? Astea se pot duce într-o latură de defecte ale lui unul, da? Dar ca și cale de destin. Acum nu o să intru foarte mult în detalii pentru că nu am terminat în timp util, da? Cei cu cifră de destin 2, da? Ca și exemple, care v-a dat, de exemplu, 20 din toate adunate, nu? 2 plus 0, da? 11, mai ales pentru cei care au copii, da? Și poate să dea 11. Ce variante mai sunt al lui 2? Cam astea. Cred că mai una, nu vine acum în minte. Ar trebui să fie minim 3. Dar clar, dacă v-a dat, da, 2 undeva pe acolo, de obicei cel mai întâlnit e 20, da? Care e 2 plus 0, 2. Bun, da? Persoanele 2. 2 zice cam așa. Dacă unul era independent, 2 e dependent, da? Pentru că 2 se mai numește, dacă unul se numește conducătorul, liderul, 2 este partenerul. Da? E genul de om care de-a lungul vieții o să fugă de singurătate și atunci o să-și creeze tot felul de dependențe, fie de persoane, fie de alte lucruri, da? Fie de, nu știu, dependențe în general, da? Dependențele nu trebuie să fie neapărat doar de țigări, tutun, poți să fie și de persoane, poți să fie și de multe alte lucruri, da? Unui doi îi place rutina, îi plac drumurile bătătorite, ca să zicem așa, îi plac lucrurile cunoscute, da? Să știți că o să vedeți, dacă vă uitați la persoanele foarte în vârstă, da? Dacă au cifră de destin 2, și vă uitați așa în preajma lor, o să vedeți că au tot felul de obiecte strânse de-a lungul vieții, da? Adică au tendința, se atașează de obiecte, tot dependență, da? Dar dependență, practic, de starea pe care le dă acele obiecte, da? Pentru cei cu destin 2, practic, obiectul respectiv are o amintire, o emoție, nu e doar un obiect, da? Și atunci dorința asta de a păstra foarte multe lucruri de-a lungul vieții, poze și, da, nu știu, statuete, tot felul, haine, tot felul de lucruri, da? Care să ajute să-și amintească de emoțiile și stările pe care le-au trăit în acele vremuri, da? Și atunci, de asemenea, doiul este sensibil, da? Doiul, ziceam, este emoție. Doiul, de-a lungul vieții, va căuta să îi împace pe ceilalți, da? Să le aducă, să facă mediere, de exemplu, da? Un doi e posibil să lucreze pe mediere. Doiul cunoaște cumva ambele versiuni, da? Și versiunea la unul și versiunea la celălalt, ca să zic așa. Și el cumva încearcă să îi împace pe amândoi, împăciuitorul, îi spunem noi, da? Și de asemenea, va ajunge să medieze și să ajute pe ceilalți în ceea ce privește partea asta de comunicare, da? Sunt foarte încrezători în oameni, da? Și tot timpul doresc să-i ajute, da? Doiul de obicei tinde să fie un om de cuvânt, da? În latura lui de calitate, da? Se pricepe să lucreze cu oamenii, îi place să lucreze cu oamenii, pentru că până la urmă nu-i place singurătatea și nu-i place să fie singur, și marea majoritate a celor cu cifre de destin 2 vor avea tendința de, uite, de exemplu, un business să caute să facă parteneriate, foarte multe parteneriate, da? Că simte nevoia să mai fie cu cineva în businessul respectiv sau dar și în viață, nu doar, da? În toate va căuta să fie, fuge de singurătate. Capabil să formeze o echipă și să o coordoneze, da, dar va fi o coordonare de la nivelul emoțiilor, va fi o coordonare de la nivelul, știi, omenos, așa să zicem, de hai să comunicăm, hai să discutăm, hai să, da? Știe să facă și compromisuri dacă este cazul, mai ales de dragul bunei înțelegeri, da? În ceea ce privește defectele, poate să fie cel mai mare certăreț. Dacă nu învață comunicarea, apropo, da? Și dacă nu se duce în latura aceasta. Poate să fie o persoană care se ducă adică să fie cel care stârnește cele mai mari scandaluri. Da? Poate să devină pesimist, da? Poate să devină închis în el, plin de frici.
Da? Va vedea doar partea neagră a lucrurilor, ca să zic așa. Da? Și bineînțeles că poate să intre și în concurență, dacă chiar e. Da? Dar ideal ar fi să nu. Da? Tocmai, iartă-mă, tocmai de aia, apropo, cum spuneai, Alexandra, tocmai de aceea, dragii mei, numerele vin și ne arată ce avem, unde avem de lucrat, ce da. Ni se dă, de exemplu, uitați, dăm voie să dau exemplul fiului meu, că, pentru că suntem la cele două cifre. În mod normal, deci fiul meu este născut pe, mi s-a rupt apa în 13 ianuarie 2003, care este 1. Cifra 1. Și era la 8 seara, aveam dilatare, dar nu aveam dureri. La care medicul mi-a spus, avem două variante. Fie așteptăm până mâine dimineață, vei naște dimineață, fie acum îți vom face o injecție și în 2 ore vei ține copilul în brațe. Bineînțeles, am ales varianta 2, astfel încât copilul meu s-a născut în seara la ora 11. În mod normal, el ar fi trebuit să se nască în 14 ianuarie și ar fi fost cifră de destin 2. Dar s-a născut în cifra de destin 1. Sigur, la un moment dat mi-am pus problema, vai de mine, poate am influențat eu destinul. După aceea m-am liniștit și am zis, bă, stai liniștită că nu ești așa de importantă, că dacă nu trebuia, se năștea la 12 și un minut și tot era cifra 2. Ce vreau să vă spun, dragii mei, fiul meu până acum 2 ani s-a comportat ca un 2. Deci nu era lider, el era veșnic supus cum ar veni, știi? Și era foarte nefericit, foarte nefericit a fost. Până când universul i-a adus în cale un semn foarte puternic, i-a adus un motan cu cifra 1 în frunte, care e nebunul de Oreo. Și ca să vedeți că dacă trebuie să se întâmple ceva, se întâmplă. Și de atunci, Alexandra și dragii mei, fiul meu este un 1 și merge foarte bine. Deci, apropo degeaba vrei să, cum zicea și Alexandra, dragom, degeaba vrei să urci un alt munte. Degeaba nu-mi place că sunt doi, dar eu vreau să urc în muntele ăsta, vei fi nefericit și nu-ți va ieși nimic în viață. Da, scuze, am... Da, e foarte bine, ai exemplificat foarte, foarte bine. Adică noi putem să facem orice vrem până la urmă, da? Adică că e posibil să vină cineva la un moment dat să zică, da, știi, da, de ce să fiu eu doi, da, de ce să nu știu ce. Nu, încearcă să fii altfel și vezi cum e, încearcă să fii doi și vezi cum e. Și după aia alege pe bună dreptate. O să vezi care o să-ți placă mai mult. Pentru că ele, vibrațiile acestea și cifrele fac parte din noi, ne place, nu ne place, da? Adică... De ce? Știi, Anatol, la un moment dat zicea că sunt întrebări și aici pe bună dreptate, la care răspunsul este de-aia. Uite de-aia. De ce așa? De-aia. Că așa trebuie să fie. Așa e. Ce vrei mai departe? Da? De-aia. Deci, aici, dacă m-ar întreba cineva, știi, da, de ce sunt doi și nu sunt unul? Păi uite, de-aia ești doi, că nu. Asta trebuie să înveți pe aici și ai venit să înveți doi, atunci ești doi. Dacă era să înveți unul, da? Apropo de cei născuți într-o dată și trecuți în altă dată. Da? Probabil undeva ceva trebuia să înveți asta și nu cealaltă cifră. Și atunci asta e. Știi cum e? Dansăm după ceea ce cântă. Da? Și încă ceva, dragilor, mă întrebați aici mai mulți. Dacă 29, 11, 2... Da, am văzut și eu. Are și valențele lui 2. Da, așa este. Are și valențele lui 2. Da? În momentul în care este 11, are și valențele lui 2, cum 22 are valențele lui 4. Da? Dar noi în numerologie avem un anumit număr de operații, mai exact 4, da, și ne oprim în operațiile respective, dar le interpretăm și ca 11 și ca 2. Dar acum știi, pentru cei care nu au cifră de destin 11, de exemplu, zic că aoleu, cifră maestră, deci eu nu sunt cifră maestră. Nu e ușor, stați liniștiți, bucurați-vă că nu sunteți, știți? Adică nu e ușor să fii cifră maestru, dar vom ajunge și vom discuta și ce înseamnă 11, da? Deci eu zic să vă mulțumiți cu ce aveți, faceți-vă treaba pe ce aveți, da, ca să vă fie bine. Și cu siguranță dacă o să vă respectați calea o să vă fie bine, da? Bun, trecem la 3? Trecem da? La 3. Ca și calități ale lui 3, da? Latura pozitivă a cifrei 3 este faptul că de obicei conferă armonie, frumusețe, dorință de a manifesta talente. 3-ului se mai spune comediantul,
Da? Marea majoritate găsesc o formă, sub o formă sau alta, să facă divertisment. Unii chiar lucrează în lumea divertismentului, cei cu cale destin 3, ajung să fie actori, scriitori, pictori, da? Au tendința de a fi foarte creativi, da? Sau dacă nu, oricum lumea asta a divertismentului pentru ei este o adevărată bucurie. De altfel, pentru 3, bucuria de a trăi este una foarte importantă, da? Și de obicei de la cei cu cifre destin 3 sunt glumeți, da, le place să socializeze, foarte important pentru ei socializarea, da? Sunt cei care văd mai mult partea roz a paharului, da, optimiști de fel, da, prietenoși. Nu că mă descriu pe mine, da. Eu aici tind să fiu. Așa este, așa e, așa e. Am mai cunoscut, da. Știu pe tine, da. Da, nu. Asta înseamnă că sunt pe calea care trebuie, da? De asemenea, treiului îi place să cunoască, da? În matriță, într-adevăr, trei este pe sinteza, prelucrarea datelor, dar și o cunoaștere științifică, o cunoaștere asta argumentativă pe care treiul și-o dorește tot timpul, da? Să o aibă la el. Dar tendința de a vedea viața în roz, de a fi bine dispus, da? Să depășească obstacolele ușor, da? Mai ales când vezi viața în roz, obstacolele vezi altfel, nu? Da? O persoană amabilă, dorește tot timpul să aibă grijă de ceilalți, da, nu îi place să incomodeze, nu că nu poate, dar nu îi place să aducă, da, să fie incomod pentru ceilalți și de obicei trăiește viața din plin, da? Le place să se bucure de ziua de astăzi fără a se gândi la ziua de mâine. Da? Asta în partea de cum zice, de calități. Și cei cu cifre de destin 3 sunt foarte buni cheltuitori, ce să zic. Le place să cheltuiască bani. Ca și defecte, ar trebui să aveți în vedere faptul că, uite, de exemplu, dacă nu lucrați la latura de socializare, da, de a fi sociabil, un 3 poate să ajungă să fie necomunicativ. Da? Ăla care nu socializează, care se închide, care nu vrea să discute cu nimeni, da? Care să se retragă, să fie inadaptabil, da? Căruia să nu-i placă să fie în lume, da? Să fie cu ceilalți pentru a socializa. De asemenea, poate să devină foarte superficial, da? Frivol, poate. Da? Își pot irosi capacitățile și talentul. Da? Adică nu mai poate aduce bucurie celorlalți, din contră, poate să aducă drame chiar. Da, în viața celorlalți și oamenii să aleagă să fugă de ei, să devină cârcotaș, intolerant, da? Nerăbdător sau optimist fără măsură, cum sunt aia de sunt optimist de bă, orice îi zici, el e optimist de n-ai văzut, adică un optimist din ăla e atât de exagerat încât e enervant, e cumva la un moment dat optimismul ăla, cum să zic, adică îl vezi deja, el știe că exagerează în optimismul lui, dar o face în sens de prostie chiar la un moment dat, știi? Nu la modul că, bă, hai să vedem latura pozitivă, ci de a se duce cu optimismul până în pânzele albe. Da? Nerealist. Deci nerealist, cum zici? Nerealist, da, nerealist. Optimismul nu are nicio bază reală, adică, ce mișto, mergem noi pe pastie și vom zbura... Da, adică efectiv exagerează în tot ceea ce privește partea aceasta de optimist, da? Când zic o persoană optimistă în mod normal, optimismul ăla ok, e bă, hai să vedem și partea plină a paharului. Într-adevăr există și niște lucruri mai puțin pozitive, dar hai să alegem pe alea bune, da? Adică hai să nu ne uităm la alea negative, hai să ne uităm la alea pozitive. No, ăsta exageratul e la modul că totul e roz, totul nu există nimic negativ și prostește ce mai la de la vale, adică se poate duce la modul acesta. Da? Am înțeles. 4. Înainte să trecem la 4, uite două întrebări. Mai explicuiesc ca să atunci când o cifră, mă rog, Loredana a zis că dacă este un 0 după 3, dar este valabil după fiecare cifră. Dar un 0 după fiecare cifră. Noi folosim scriptic chestia 0, 3, 0, vine de la partea de calculatoare și de 0, 1, 1, 0 da, și da, 0, da. După, deci 30 după, asta vreau să zic că numerologie nu există în fața cifrei, e după cifră, da? E în spatele cifrei, cum zicem noi, 30, 10. Noi alegem convențional să zicem 0, 3, 0, 3, 2020, de exemplu. Da? 0, 3, ăla, 0 la noi în numerologie nu-i luăm, e 3-a, da? 2020, de exemplu, nu e cu 0, 3. Stă doar în spatele cifrei și înzecește calitățile acelei cifre. Da? Adică dacă te duci pe calea lui 1, de exemplu, da? Și te duci pe calea negativă a lui 1, poți să devii un individualist și un egoist înzecit. Adică nu așa,
de 10 ori mai mult individualist și egoist, da? Sau apropo de 3 că discutam, da, să devii, cum îi zice, necomunicativ, dar nu așa, nu că ești când și când, înzecit. Înzecit, da? Înzecește calitățile cifrei în spatele căreia este pus. Da? Zero. Dar luat de separat, zero este totul sau nimic, da? Moarte, viață, da, capetele cum ar veni. Dar pe principiu din spate este totul sau nimic. 4, da? 4, apropo, ca să mergem mai departe cu, n-am zis, 1 este un punct reprezentat sau o săgeată în sus sau în jos, ca reprezentare grafică. 2 sunt două puncte, da? Și 2, apropo, e dual, nehotărât. O fi așa, o fi așa, o fi așa, dar vede ambele capete și o parte și cealaltă, da? Ce spuneam? 3 este prima formă de stabilitate și este triunghiul. Triunghiul. Da? Iar 4 este pătratul. Da? Ca și calități ale pătratului, pragmatism, da? Realist. Da? Un 4 poate fi un foarte bun organizator. Cei cu cifră de destin 4 necesită să fie organizați de-a lungul vieții. Da? Lipsa organizării, haosul va aduce o mare neîmplinire, ca să zic așa. Mulți cu cifră de destin 4 ajung să fie ordonați de fel și în viața de zi cu zi și ar fi bine să fie așa, că dacă nu, repet, este un dezavantaj și cu siguranță 4 pedepsește dezorganizarea la modul acesta, dar mai mult decât atât, 4 este stâlp. Da? Siguranță. Da? O cifră de destin 4 tot timpul va căuta siguranța în viață. No, dar pune unul cu destin 4 să divorțeze, nu-i va fi ușor. Da? Un exemplu. Dacă pui unul cu destin 5 să divorțeze, ăla în 2-3 luni e fix. Da? Aoleu, mi-am recăpătat libertatea. Un 4 până își va restabili ordinea, până își va restabili siguranța pe care o are. Da? Este un foarte bun, e foarte fidel. Da, 4. Și în relațiile de cuplu, dar și în relațiile de prietenie, da? Adică devotat, cum zicem noi. Da? Și în toate relațiile, nu doar cele sentimentale, și oameni și în afaceri, da, dacă zic anumite lucruri, simt să le respecte, dar ei pe ei și simt nevoia să fie un stâlp al societății, al familiei din care fac parte, da? Să aducă siguranță și pentru ceilalți și el însuși să aibă siguranță. Da? Patru este asociat cu elementul pământ, de altfel, da? Și asta oferă și mai multă forță și pragmatism. Da? Persoana de mare încredere, cu răbdare, perseverență, da? În ceea ce își dorește să facă. Doar să-și dorească să facă. Îmi aduc aminte că la un seminar cu Anatol despre cifra de destin am reținut la cifra 4 că cei cu cifra 4 sunt extraordinar de buni pe rutină, pe munca în rutină. Deci ăștia sunt cei care pot să facă, care devin artizani, care devin artiști în munca lor, deci fac același lucru, dar îmbunătățesc în permanență. 5-ul nu poate, de exemplu. O să povestești tu despre asta. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Da, pentru că 4 este și cifra muncii, da? E pământul, adică gândește, pământul muncești. Da, corect. Nu poți să te uiți la pământ și să zici, gata, l-am transformat. Nu, trebuie să pui mâna și să-l muncești ca să iasă ceva din el. Un pământ nemuncit este un pământ neroditor, n-aduce nimic. Nu? Și atunci, da, 4 sunt foarte buni, pot fi foarte buni executanți. Pot fi foarte buni în munca de rutină pentru că au răbdare. La fel ca și 2-ul, de altfel. Da? Își găsește răbdarea de a face lucrurile astea de rutină, obișnuite, cunoscute. Da? Și 4 2 plus 2, adică de 2 ori 2, cum ziceai. De 2 ori 2, iar 2 este apă. Aha, aha. Da. Și unul ce ai zis că este foc? Sau? Unul este foc. Foc. Deci unul este foc. Și 3 este aer. Aer, ok. Da. Da. Mai pe scurt, 1, 5 și 9 sunt elemente de foc. 3 și 7 elemente de aer. Da, este aer. 2 și 6 apă. 4 și 8 pământ. Ok. Eu mi le notez și pentru mine. Oricum o să mă duc la cursul tău, dar sunt foarte curioasă și îmi place. O să le discutăm și la curs. Da. Ca și defecte ale, da, latura negativă a cifrei de destin 4, poate să ducă spre dogmatism,
da, obtuzitate în gândire sau limitare în gândire, intoleranță, adică nu mai vor să iasă din pătrat. Da? Ce este curios că marea majoritate a celor cu cifre de destin 4 sunt pătrate într-un cadru. Am întâlnit foarte mulți care lucrează chiar cadru didactic, cadru militar, cadru... cum erau, tot felul de cadre din astea, da? Da? Sau care lucrează cu pământul sau muncă fizică, muncă care implică latura fizică, nu implică doar muncă mentală, mai mult spre latura fizică, da? Pentru că le place. Pământeni aici, știi? Le place să fie cu picioarele pe pământ și să lucreze pământul sub orice formă, nu neapărat trebuie să facă agricultor. Dacă mai zici tu, un meșteșug anume, da? Să lucreze ceva cu mâinile, să biblească, să... Da? Da, mare, mare grijă. Pot să-și limiteze singuri. Noi avem o vorbă, zicem, un pătrat, ca să iasă din pătrat, e un pic mai greu. Și atunci mai bine să mărească pătrățelul, știi? Și îl faci un pic mai mare și mai mare și mai mare. Și un pătrat, adică și un pătrat dorește să iasă din acel pătrățel într-un fel pentru a, cum îi zice, pentru a crește, pentru a se dezvolta. Doar că la el e organizată treaba. Adică, bă, ok, eu vreau să mă dezvolt, dar trebuie să știu când începe, cât durează, ce am de făcut, unde ajung, ce rezultate am, da? O latură mai analitică, îi putem spune așa, da? Da. Dar okay. Acum depinde de fiecare în ce direcții se duc, da? Oricum nu suportă persoanele superficiale, cei cu destin 4, da? Și de obicei arată aceasta, adică în momentul în care îi supără cineva, că nu-i place, așa arată. Da? Gândiți-vă, pământul, adică în momentul pământul când se cutremură, păi simți că se cutremură, nu? Adică nu poți să zici că stai așa, că, da? A, păi vântul dacă bate, poate să bată mai tare, poate să... Dar pământul când se pune în mișcare, păi se pune în mișcare. Se pune greu în mișcare, dar și când se pune în mișcare. Corect. Da? Corect. Adică, acum depinde de la caz la caz. Cinciu. Înainte să trecem la turbo, așa zic eu la 5, o să vedeți de ce, mai este încă o întrebare, Emilia Bădurescu. Eu nu îmi cunosc data de naștere. Ea mi-a fost aproximată de către medici și a dat data nașterii. Să o iau așa, deci e 15-15-1963. Păi dacă ai sărbătorit și n-ai crezut-o, da. Corect. Da. Deci, Emilia, ai primit răspuns. Ok, mulțumesc, iubita. Da, păi alta nu ar avea și necunoașterea e cea mai dureroasă. Adică, marea majoritate avem o mare frică de necunoscut. Oricum am dat. Uite, tot ea scrie mai jos. Astrologul mi-a spus că ar fi 16-5-1963, nu 15-5. Deci... Nu știu astrologie, nu știu după ce s-a luat în momentul în care a decis că ar fi 16 și n-ar fi 15, adică nu știu, în baza a ce i-a spus lucrul acesta, ar fi interesant de aflat. Astrologii pot să facă anumite aproximări pe baza unor evenimente cunoscute deja, Alexandra. Deci, de exemplu, eu știu că m-am dus la școală în ziua cutare, la ora cutare, prima dată, clasa întâia, știu că am avut copilul în data cutare și atunci se pot face aproximările, știți? Sunt anumite calcule, eu nu mă pricep, că sunt astrolog, dar așa, dar... Ideea, exact ce ziceai și tu, draga mea, eu cred că este ceea ce simți tu. Cum zicea Alexandra la început? Să întărești, să vezi pe care o simți. Ideea este că ar fi bine să decidă o dată care e, să rămână pe data respectivă, pentru că orice schimbare, dacă aleg 15 și o duc pe 15 o perioadă și după aia mă dau un 16, fiecare cifră, vibrația respectivă, în momentul în care, uite, un exemplu foarte concret, în momentul în care noi ne schimbăm numele ca și femei, da? Și numele în sine are o vibrație și se transformă în cifre, da? După 21 de zile, da, se zice că începe deja vibrația noului nume să-și pună amprenta asupra noastră, da? Comportamental, energetic, da, vine cu energia neamului alt neam față de cel pe care l-ai avut, că până la urmă intri în alt neam, dacă e să o luăm la modul concret, da? Și atunci orice modificare, da, aduce cu sine alte energii, alte calități, alte cifre și așa mai departe. Și nu știu cât de bine și cât de confortabil e pentru cineva acum să fie într-o dată, după care câteva luni sau câțiva ani să fie în altă dată. Cel mai bine să fie sinceră cu ea, să cântărească, să vadă în care dată este ei mai bine și cumva să rămână stabilă. Pentru că instabilitatea asta, o fi data asta, nu o fi data asta, o fi ailaltă, nu face decât să-i ducă instabilitatea și la alte niveluri.
emoționale, psihice, da, și cumva să se simtă într-o oarecare nesiguranță. Și nu știu dacă i-ar fi un avantaj asta. Da, da, deci Emilia, ai auzit. Adică, dacă am decis că e 15, ok, este 15, mergem cu ea înainte, Doamne ajută, hai să vedem și noi ce facem să fie bine, da? Că dacă nu faci decât să fii tot timpul duală. Ce pot să zic este că vibrația, dacă simți, uite, eu pot să-i dau un hint, ca să zic așa, o idee, da? Legându-ne de ziua de naștere. 1 și cu 5, 6, da? Odată poate fi 6 vibrația interioară sau a doua oară să fie 7 vibrația interioară. Și acum eu îi zic câteva caracteristici. La 6 și la 7 și ea va decide care rezonează mai mult. Da? 6-le în interiorul, o persoană în interiorul său cu cifră de destin, cu cifră de vibrație interioară 6, da? Își dorește să fie echilibru, își dorește armonie, își dorește, e un pedagog pentru ceilalți, da? Își dorește să o crotească. Da? 6-le e, uite, cum e ea femeie mămoasă, da? Da, să aibă grijă maternă, da? Feminină, da? Își dorește feminitate, își dorește, da? Armonia de care spuneam, echilibru, da? Șaptele vine și zice, bă, eu sunt foarte selectiv, eu sunt foarte analitic, eu nu suport pe oricine, nu discut cu oricine, nu-mi place prostia, da? Nu discut cu orice oameni. Șaptele are foarte puțin prieteni, da? Puțin dar buni, da? Foarte critic, exagerat de critic uneori, da? Dar în același timp cu tendință și dorință de spiritualitate, de a dobândi înțelepciunea. Acum ea să decidă cu care simte că rezonează ea în interior, nu cum o văd ceilalți, nu cum zic ceilalți. Să fie sinceră ea cu ea și atunci o să-și dea seama cu care rezonează mai bine. Deci, Emilia, ai înțeles, da? Okay. Poate ne și spune rezultatul până la... Da. Și înainte să treci tu, dăm voie să dau eu un răspuns. Mihaela Ciocoiu pe YouTube. Sunt născută aproape de miezul nopții, cu 10 minute înaintea orei 24 și înainte de schimbarea zodiilor, scorpion și săgetător. Acest fapt are vreo influență asupra destinului cuiva născut pe cuspidă? Dau eu răspunsul că e pe astrologie. Deci, draga mea, unul la mână, niciodată zodiile nu se schimbă la ora zero. Deci zodiile întotdeauna se schimbă, soarele intră într-o anumită zodie la o oră total diferită. Poate să intre într-o cu totul și cu totul altă oră. Îți dau un exemplu. Nepotul meu este născut în ultima zi de Capricorn și în acea zi intra soarele în Vărsător, deci se făcea schimbul de la Capricorn la Vărsător la ora 5:20 după masa. Iar copilul s-a născut dimineața. Deci ce vreau să vă spun este, niciodată nu intră la ora zero, nu este o regulă. De fiecare dată soarele intră la o anumită oră, poate să fie și la ora 23 noaptea în ziua respectivă, deci nu la ora 0, unul la mână, și doi la mână, te-ai născut pe cuspidă pentru că trebuie să experimentezi calitățile și să-ți corectezi defectele ambelor zodii. Așa că nu este nimic, absolut nimic întâmplător. Okay. Apropo numerologie, dacă multă lume zice ok, ora nașterii contează, dar noi luăm calitatea zilei în care omul s-a născut, da? Analizăm calitatea zilei respective. Da, se poate face legătură și cu ora, dar în principiu analizăm calitatea zilei în care omul s-a născut, da? Deci dacă e trecută în data respectivă, în ziua respectivă, ziua respectivă o analizăm. Absolut. Uite, ți-a și trimis Emilia răspunsul 7. Ok. Atunci 7 să fie. Deci atunci ești a avut dreptate astrologul pe 16. Înseamnă că cu asta rezonezi. Deci subconștientul tău știe. Asta cu siguranță, da. Da. Probabil și fără să fi mers la astrolog, dacă se întreba, simțea, îi venea răspunsul, că știa. Adică da. N-avea cum să știe corpul ei când e născută. E imposibil. Da, și încă, uite, acum văd, mai zice așa, influența adusă când ești născut prematur, cu două luni înainte? Păi e tot ziua în care te-ai născut. Corect. Deci nu este nimic întâmplător. Ai venit mai repede pentru că trebuia să vii pe destinul respectiv, pe matrița respectivă, și atunci ai venit mai devreme, că așa trebuia să fie. Aveai de îndeplinit anumite lucruri. Ai luat, cum îi zice, avionul pe calea respectivă, nu pe alta. Da? Adică chestia cu ne propunem, da, pentru că recunosc și eu, când am născut-o pe cea mică, a trebuit...
pentru că am născut prin cezariană și bineînțeles că a fost ceva de genul. Domn doctor, stați așa că eu am o preferință și domnul doctor. A fost așa foarte simpatic domnul doctor pe care l-am avut. Foarte amuzant de altfel, da? L-am ales numai pentru simplu fapt că e o persoană care aduce foarte multă bună dispoziție, știi? Și glumeț și așa și în zboamă. Nu vreau un doctor care să mă bage prin depresie sau așa, eu vreau să fie bine dispus. Și când am ales data cezariană, e bineînțeles că eu foarte zâmbăreață m-am dus și zic că pot să aleg eu data? La el care se uită, zice la mine, de ce? Zic, păi, știi, sunt numerolog, influențează, zice, zice, da, dar rămâne să vedem mai aproape în funcție de datele pe care le vom avea. M-a lăsat cu oarecare marjă, ca să zic așa, pentru că mi-a zis, ok, nu, spusesem niște date, dar a zis, nu e ok, pentru că, într-adevăr, și Ștefania a venit un pic mai repede și a zis, cu cât stă mai mult în burtică, cu atâta e mai bine. Dar, oricum, am fugit, recunosc, de 22 și a venit pe 21. Dar am avut muncă de lămurire, adică a trebuit la modul dă-mi mesaje să nu uit să te programezi. Zic, domn doctor, nu știu, nu mă interesează pe 21, sunt acolo, mă programat, nu hai vii de pe 20 ca să fim siguri. Știi? Dar da, nu, să zicem că oarecum am ales, dar și alegerea asta a fost probabil cu un scop, probabil, sigur a fost cu un scop. Da, chiar dacă am avut cunoașterea aceasta numerologiei, am zis eu să o ajut un picuț pe ceea ce cunosc. Dar și asta se întâmplă tot cu un scop. Da, încă o întrebare, că uite, încep să vină întrebările. Gabriela Mureșanu, bună seara, sunt născută într-o zi de 13 și venind cu picioarele înainte. Medicul, când m-a tras, mi-a distrus mâna dreaptă pentru totdeauna. Să cred că ziua de 13 este o zi cu ghinion? Mulțumesc! Nu neapărat. Foarte mulți care i-am cunoscut născuți în data de 13 ziua lor de noroc. Corect. Și cifra de noroc. Corect. Da? Nu neapărat, nu neapărat. Poate ar fi mai bine, într-adevăr, faptul că acum are o problemă la mâna dreaptă, da, nu este ușor, însă cu siguranță s-a adaptat până la vârsta pe care o are. Însă eu zic să meargă un pic mai profund și mai departe și să vadă, ok, ce am eu de învățat în viața aceasta, chiar și cu mâna așa cum e ea, și ce pot face în viața aceasta, chiar pe aceeași idee de destin, chiar dacă există anumite probleme la nivel fizic, da? Adică eu știu că nu este ușor să avem anumite dizabilități până la urmă, da? Sau să ne îngreuneze viața la modul fizic, pentru că o mână o folosim și ne este de foarte mare folos. Dar să mergem un pic mai departe, pentru că sunt niște lecții pe care le avem de luat, da? Și numerologia ne spune treaba lui Dumnezeu cu noi, ca să zic așa. Adică destinul este al nostru și putem să-l îndeplinim sau putem să nu. Dar mai este latura nevăzută, care e treaba lui Dumnezeu cu noi, care Dumnezeu are tot timpul grijă să-și încheie socotelile. Absolut. Asta este unul la mână și doi la mână. Dacă îmi dai voie, Gabriela, am să spun punctul meu de vedere, care mă ocup cu partea asta de traume transgeneraționale. Și am și un și atelier pe chestia asta. Iubita, am o mare rugăminte la tine. Oprește-te să spui că doctorul ți-a distrus mâna dreaptă pentru totdeauna, pentru că ești în ură, în intoleranță, în furie și învinuiești pe cineva. Înseamnă că nu ai înțeles absolut nimic din ceea ce ai tu de făcut. Nu este nimic întâmplător. Deci s-a întâmplat acest lucru cu mâna dreaptă pentru că mama și cu tatăl tău, deci mâna dreaptă reprezintă tata. Mama și cu tatăl tău, s-a întâmplat ceva cu tatăl tău în acea perioadă, deci mi-am pierdut sprijinul, mi-am pierdut mâna dreaptă. Deci, draga mea, te anunț oficial că nu doctorul ți-a distrus mânuța ta dinăuntru, din burtica mamei, era foarte slăbită. Pentru că altfel, draga mea, să ne înțelegem, ar trebui ca toți doctorii să ducă mâini. Nu este chestia asta. Deci oprește-te să mai fii în acuzare, oprește-te să mai fii în victimizare, dacă vrei, dacă nu rămâi acolo și înțelege că ai ales, deci sufletul tău a ales această experiență. Să te descurci înseamnă că poți. Înseamnă că poți să faci lucrurile pe care îmi rămână. Ești în tare. Pentru că altfel vei pierde lecția vieții.
Dragii mei, nu mai pierd vremea să-mi vin cu oamenii. Știți foarte bine, cei care mă urmăriți pe mine și vă recomand pe Alexandra, dacă aveți nevoie de informații clare în ce direcție să mergeți, vă recomand și ca numerolog la consultații. Dar ieșiți din starea asta, mie mi s-a întâmplat asta pentru că ăla a fost de vină. Nimeni nu a fost de vină. Opriți-vă. Așa e nevoie, așa a trebuit, cum zicea Alexandra, și Dumnezeu are o treabă. Apropo de ce spunea Ionela, că mie îmi place numărul 22, e ziua mea de naștere, nu am nimic cu niciun număr, doar că prin prisma lui 3, 3-ul este independent, iar 2-ul este dependent. Eu iar mi-am dorit, e doar o preferință, da? Adică 3-ul preferă, sau eu cel puțin prefer, da? O persoană care să nu fie dependentă. Și atunci mi-am dorit ca fiica mea să vină într-o dată în care să nu creeze neapărat dependență. Sau, mai bine zis, aș înțelege eu mai bine cu un 3 decât cu un 2 sau cu un 4, da? Sunt chestii da, care, adică, cumva am fost un picuț egoistă și am vrut să-mi ușurez eu comunicarea cu ea și anumite lucruri, da? Dar nu înseamnă că 22 este rău. Repet, nu sunt numere bune sau numerele rele. Da, un 22 poate să fie un număr excepțional dacă înveți comunicarea și dacă înveți cum să pui comunicarea și cum să lucrezi cu emoțiile, da, poți să fii ca cifră maestru. 22 este marele constructor, da? Poți să construiești la nivel în mare, ca să zic așa, și poți să faci foarte multe lucruri și să schimbi foarte mult lumea prin emoțiile tale și prin energia pe care o duci în această lume, da? Deci și 20, oricare dintre noi poate să facă diverse lucruri. Într-adevăr, de-a lungul vieții, ca oricare altcineva și ca în orice domeniu, avem anumite preferințe, atâta tot, da? Nu le luați, sunt doar lucruri personale, nu înseamnă că nu sunt bune sau că nu. Dacă eu am o preferință, nu înseamnă că toți trebuie să aibă aceeași preferință ca și mine sau, da? Sunt foarte multe lucruri, da, pe care le povestesc din experiența, din consiliere, din cele experimentate de mine, da. Poate vor fi unii care nu vor fi de acord cu mine, da. Deci raportați-vă când povestim, raportați-vă, fiecare își povestește din experiența proprie și din lucru pe care îl are cu știința respectivă. Absolut. Dragilor, deci nu mai puneți mie întrebări. Aici este despre numerologie. Monica, Alexandra, Cosma, Placenta, Previa, știu, am înțeles că este autocorectul. Deci asta vii la ateliere, dragii mei. Deci voi vreți cu toții informație. Uite așa, citisem o chestie, apropo, Alexandra, citisem o chestie foarte drăguță, că Dorina de la Filobia, de la editura Filobia, a văzut, știi că ea postează de-ale noastre, de-ale noastre, și a postat seminarul care începe mâine, seminar online, despre cauzele emoționale ale bolilor. Avem mâine un seminar online și postase, și la care cineva a comentat ceva la genul: mai bine îmi cumpăr cărți de 300 de lei decât să mă duc la curs, știi? Și, dar face și așa și de iar folosi. Doamne ajută! Corect. Alegerea fiecăruia până la urmă, da? Fiecare. Doina Calamara, cu asta mă ocup, iubita. Deci zice, cât de subtil puteți citi. Iubita, poți să-ți pun și slatele care să le ai sub de la măta când stai cu mine de vorbă și mă uit în ochii tăi și spun minți. Apropo, da, de chestia asta, să ne și distrăm, știi? Deci Alexandra știe deja lucrurile astea, că de-aia este foarte mișto când lucrez cu oamenii și vă văd cum mințiți așa, știi? Și vă uitați la mine și zic minți, pentru că simt subconștientul tău. Uite că Gabriela Mureșanu, da, ți-a răspuns, am văzut, foarte tare. Da, aveți. Uite, vezi câte multe lucruri a învățat să facă și sunt sigură că face lucrurile alea mai bine decât noi, cu mult. Aveți dreptate, doamna Edith, fac foarte multe cu mâinile, sunt manicuristă, sunt pictoriță, tricotez, croșetez, etc. Și da, am avut probleme cu tatăl meu. Ai văzut, iubita? Deci de-aia vă spun. Da. Și recomand cu drag, da, atelierile lui Edith, acum, ca și paranteză, nu că sunt doar organizator, dar am ocazia să particip la toate.
Și chiar dacă sunt pe și boala, de exemplu, aceeași tematică, deja o facem a câta oară, am și uitat numărul. Foarte faine experiențele oamenilor și câte chestii se aprind așa beculețe în noi, că și noi stăm în spate chiar și online, și eu și cu colega mea Iulia și cu Didi, da? Știi că noi suntem acolo și noi chiar mai împărtășim între noi. Mamă, mi s-a făcut pielea de găină, mamă, ce tare, tu ți-ai dat seama de chestia aia, ai văzut ce tare e aia. Adică și noi facem insight-uri din astea în care ne dăm seama și nu sunt la fel, adică ok, baza informațională, să zicem că e oarecum aceeași pentru că e normal, dar pentru simplu fapt că sunt oameni diferiți, cu experiențe diferite de viață, nu are cum să fie la fel. Da? Noi suntem alții, în urmare și cursul decurge diferit. Da, lucrăm pe asta. Da, și într-adevăr și eu uneori recunosc că mă sperii că intri foarte tare în ei, dar eu sunt liniștită pentru că știu că la final se termină cu bine. Am încredere. Da, la un moment dat fetele zic, mamă, ce a intrat în ea, știi? Da, și zic, mă, stați liniștite că o să vedeți că la final e bine și de fiecare dată la final e bine. Dar, într-adevăr, unii oameni au nevoie să fie scuturați bine pentru a realiza anumite lucruri, ceea ce faci foarte bine, dar e caracteristic ție. Uite, eu, de exemplu, nu aș putea să intru atât de tare în ei. Dar acum fiecare cu calitățile lui. Mm-hmm. Nu e bine, nu e rău. Eu fac pe ce știu, tu faci pe ce știi și toată lumea e fericită. Corect. Așa. Iubita, venim la o cifră nebună, 5. Nebună cu ea, o să vedeți de ce. Da, 5, distracția maximă, distracție maximă. 5-ul îi place foarte mult distracția, da? Călătorul îi se mai spune, da? De ce? 5-ul are o fire foarte veselă, da? Ce trece 3-ul, ca să zic așa, da? Îi place foarte mult să trăiască clipa, se înțelege de altfel cu 3, da? Pentru că și 3-ul îi spuneam că îi place să trăiască viața. Tot așa nu se preocupă de ziua de mâine, da? Îi place să fie înconjurat de oameni, să socializeze, să petreacă, să călătorească, să cunoască, da, aventurier, da, să cât mai mult aventură ca să cunoască și la un moment dat e posibil să se piardă în atât de multă aventură. Mai mult decât atât, se plictisește foarte repede, da? Adică unui 5 nu îi place rutina sub nicio formă, da? Dacă îl închizi pe un 5 într-un pătrățel, într-un birou, de exemplu, sau între patru pereți, da, nu va avea o viață foarte, foarte frumoasă din punct de vedere al momentului și a timpului pe care îl va petrece acolo. Da? De altfel, el caută tot timpul să exploreze foarte mult, să cunoască foarte multe domenii și asta arată de multe ori că este foarte deștept, pentru că cunoscând, da, explorând în toate direcțiile, are și cunoaștere în sensul respectiv, doar că la un moment dat este posibil să nu finalizeze lucrurile, da, ca și parte mai puțin pozitivă a lui 5, da, să devină neserios, da, pentru că uite, dacă promite anumite lucruri că le va duce la bun final și el știe că se plictisește repede și lucrurile respective nu prea îi plac, da, și nu prea ține să le facă, are șanse mari să fie neserios și atunci ar trebui să-și asume, bă, uite, mie nu-mi plac lucrurile astea, eu pot să te ajut cu asta, pot să fac cealaltă, dar nu mă pune să fac lucrurile asta și asta, sau, da? Adică ar trebui să fie, în primul rând, sincer cu ei, dar și cu ceilalți pentru a ajunge să nu fie considerați neserioși. Da? O capacitate născută de a analiza situațiile, da, complexe, rapid, da, și de a găsi anumite rezolvări la probleme, da, dar pe repede înainte, ca să zic așa. Da, iar în ceea ce privește latura profesională, ar trebui să fie activități intelectuale, prea puțin muncă fizică, da? Ceva ce să solicite foarte mult gândirea, să solicite creativitatea. Adică pe scurt să evite rutina, ceea ce spuneam la început, da? De exemplu, dacă se poate, muncă de teren cu muncă de birou, da? Sau o flexibilitate în programul pe care și-l face în viața de zi cu zi, da? Ieșirea asta din pătrățel. Ca defecte, da, repet, poate să devină irresponsabil în viața particulară și în afaceri, da? Poate să trăiască mult prea intens și să se ducă mult prea departe cu plictiseala și să încerce tot felul de lucruri, nu știu, poate să ducă droguri, alcool și alte, da? Adică la un moment dat, din plictiseală, să vrea să experimenteze cu mult mai mult și să pice în alte capcane, da? Și partea de neseriozitate de care spuneam, da? Și dorința de a-și obține propriile interese, ca latură de negativă. Da?
Dar de altfel cinciului, plăcându-i distracția, de obicei un cinci e înconjurat de foarte multă lume, știi? Pentru că e cel care are grijă de el, de cum se îmbracă, de cum se comportă, de cum da, și dă un vibe, o energie bună, știi? Și lumea așa, ca ciupercile după ploaie după el, da? De ce? Pentru că își doresc și starea pe care cinciul o are. Da, avem noi un prieten comun care este cinci, el avea Jokerul, da, și da, Jokerul. El avea obiceiul să spună că dacă vezi în trafic, într-un trafic aglomerat, pe unul care iese și depășește și face și așa, ăla sigur este un cinci, da. Știi? Păi, oricine iese din cadru este probabil un 5. Adică, uite, să știi că sunt persoane care lucrează în cadre militare, da? Sau cadre didactice, dar vor fi acele cadre militare sau cadre didactice care ce fac? Vor ieși tot timpul din norme, într-un fel sau altul. Da? Adică, lasă că normele o să fie genul ăla de gândire. De ce au fost făcute normele? Ca să fie încălcate, o să zic un 5. Nu? Aici îți dau perfectă dreptate și o dau ca exemplu pe prietena mea Camelia, învățătoarea, cea care a fost alaltă ieri. Ea este un 5 ca cifră de destin și a revoluționat, deci revoluționează în școală acolo, da. Sistemul de predare, colegele s-au luat după ea, știi, deci îți da. E genul de om 5 care aduce lucruri noi. Tot timpul, noutate. Da. Uite, Simona Liliana, te pup, te îmbrățișez. Iubita Simona este cea care face picturile acestea superbe. Niciuna nu este la fel. Ea inovează, face lucrurile cu totul și cu totul. Apropo, că ai zis, da, uite, nașul meu, soțul Iuliei, este 5 cifre de stin, știi ce picturi face? Mamă! Da, mi-a arătat și într-adevăr foarte, foarte mișto. Înainte să trecem mai departe, vreau doar să-i răspund Mariei Petrilă, care a scris sunt pe 11-11-1973, cred că este 5. Mai refă că nu ești 5. Mai refă încă o dată calculele, dragă mea. Nu ești 5, ești 6. 11-11? 1973. Da, deci, 6. E 6, exact. Deci, de ce îi spun? Pentru că s-ar putea să fi culcat acum că este 5 și să nu audă că de fapt ești 6. Băi, vă rog să vă faceți calculele corect. Deci, 1 cu 1 e 2, cu 3, cu 1, 4, deci, mă rog, cu încă 1, cu încă 1, deci 4, cu 1, 5, cu 9, 14, cu 7, 21 și cu 3, 24, 2 cu 4 este 6. Deci, vă rog, faceți-vă corect calculele, că altfel s-ar putea să vă culcați pe laurii gloriei și să ziceți, uai, ce mișto sunt și de fapt, când să aflați că nu este așa, să zice așa. Dar cel mai probabil nu se vor regăsi în anumite caracteristici descrise. Adică șansele sunt foarte mari, iar dacă se regăsesc și ei sunt cu total altă cifră de destin, și mai rău. Cum zice Anatol Basarab, o virgulă pusă undeva te duce în păcat, știi? Adică în eroare, în greșeală. Și atunci discutăm despre totul alte caracteristici, calități și probabil despre alte persoane. Da. Bun, șasele. Da. Calitățile lui 6. Șasele, da, ce face el, minunatul de el, vine să aducă familia, ca să zic așa. Este familistul, da? E omul care de-a lungul vieții pune foarte mare accent pe familie, da, și pe cămin, da? Pe zona de confort, da? Dar zona asta de confort, nu doar cea materială, dar și cea materială, dar zona de confort, cu familie, cu prieteni, cu oameni cunoscuți, cu oameni buni, da? Șasele are un foarte bogat simț al responsabilității, da? Este idealist, da? Îi place să se facă util celor din jur, serviabil de altfel, da? Îi place să-i conducă pe ceilalți prin exemplu propriu, adică când te duci la un șase în casă și e vorba de familie, totul arată, știi cum e, bă, ăsta are familia perfectă, cam așa o să fie impresia celorlalți, da? Și asta și dorește, da? Lucrează și dorește să aibă familia perfectă, da? Foarte generos în a da sfaturi, în a da ajutor, după cum spuneam, dar și în a da bani, în a împrumuta bani,
Da? O persoană cifră de destin 6 va avea, se va implica și material în viața celorlalți, da? Pentru a le oferi acest ajutor. Echilibrat și ar fi bine să fie echilibrat, că dacă nu e cam nasol de el de-a lungul vieții, da? Este destul de înțelegător, e așa o persoană destul de calmă, dar să nu uităm că șasele este totuși o cifră animalică, să zicem așa, da? Reprezintă sexualul și atunci el e calm, dar dacă e, știi cum e, ca mama cu puii. Da, poate să fie o crotitoare, frumos, are grijă de familie, dar nu o să intre cineva peste puii ei. Că vai și amar de ăla care, da, intră și îi rănește pui. Și, da, pentru că care e scopul? De a-i ocroti și atunci va face tot ce este necesar și va deveni agresivă și va face tot ce îi stă în putință pentru a-și apăra căminul și familia. Da? Ca și parte de defect, ca să zic așa, faptul că și ia foarte multe responsabilități, da, ajunge să fie copleșit de aceste responsabilități și poate să ajungă sclavul celorlalți. Da? Poate să ducă spre exagerare, spre exces de zel, da? Să fie foarte, foarte atent pe ce. Adică cumva vrea să-și impună punctul de vedere, da? Și uneori exagerează în a-și impune punctul de vedere. Da? Și cea mai mare problemă rămân poverile pe care le duc pe umeri. Da? Pentru că la un moment dat riscă să vrea să se dea bătuți, dar în același timp vor simți că dacă se dau bătuți, îi vor dezamăgi pe ceilalți și atunci nu o să le fie bine, știi? Să fie un picuț atenți în responsabilitățile pe care și le asumă, da? Pentru că prea mult la un moment dat cei mulți strică. Și mai mult decât atât, fizic vorbind, dacă îți iei prea multe sarcini de făcut, nu vei avea cum să le duci la bun final. Și atunci vei cădea în capcana că nici nu ești ceea ce trebuie pentru că nu ți-ai dus la bun final. Dar în același timp, da, adică e o frustrare dublă și din partea ta venită, dar și din partea celorlalți, da? Mai ales că un șase nu dorește să strice relațiile cu cei din jur, da? Ține la relațiile pe care le are cu ceilalți. Da, îți confirm acest lucru. Mama mea a fost șase și și-a luat nenumărate responsabilități, se trezea dimineața, se culca seara târziu pentru că totul trebuia să fie perfect, ea trebuia să le facă pe toate, numai ea a căzut în partea aia altă că numai ea. Uite, vezi, de-aia n-a divorțat, pentru că era șase și pentru ea familia era foarte importantă. Da, așa e, așa este. Deci îți confirm, da, așa e. Mai am o întrebare. Ai zis punctul, două puncte, triunghiul, pătratul la cinci. Așa, da, uite, uitasem de caracteristicile acestea. Da. Cinciul este, da, patru e pătratul, cinciul este pentagrama, da? Steaua, pentagrama. Șasele este steaua lui David, cele două triunghiuri compuse, da? La șapte deja devin lucrurile compuse, este pătratul cu crucea. Pardon, crucea cu triunghiul, da? Sau pătratul cu triunghiul. Crucea fiind tot patru, atenție, crucea e tot element patru. Crucea, patru. Da? Pătratul sau crucea, da, sunt elemente al lui patru. Bun, și am ajuns la șapte, la cifra de destin șapte. Aici lucrurile stau cam așa. În ceea ce vește calitățile lui șapte, faptul că este o persoană destul de pașnică, afectoasă, da, poate chiar timidă, retrasă de multe ori, da? Are o profunzime în gândire, de-a lungul vieții caută și va avea prieteni puțini, dar buni, da? Șaptele nu suportă prostia, prin urmare va face o selecție foarte, foarte, rafinează foarte mult lucrurile, foarte selectiv. Da? Nu intră în discuții de dragul de a intra în discuții, nu se ceartă, nu face scandal, nu, da? Adică în momentul în care un șapte scoate pe gură ceva, trebuie să știe că ceea ce scoate are o logică, o înțelepciune, o, nu, așa, nu vorbim de dragul de a vorbi. Da? Este scump la vorbă, ca să zicem așa. Da? Și într-adevăr, șaptele îi se mai spune pusnicul, misticul. Da, îi se conferă oarecare înțelepciune, da, anumite calități spirituale, da, șapte, cifra spiritualității, cifra lui Dumnezeu, da. Și atunci de-a lungul vieții, majoritatea persoanelor cu cifră de destin 7, să știi că din analizele din cei care am avut cu destin 7, majoritatea ajung să se retragă din viața publică, ca să zic așa, sau oricum nu iubesc partea asta de a fi în centrul atenției.
Da? Și iubesc timpul pe care și-l acordă ei cu ei. Da? Este perfecționist, da? Și foarte exigent cu el, dar și cu ceilalți, așteaptă același lucru și de la ceilalți. Este tot așa un foarte bun analizator, da? Analizează foarte bine, da? Și este destul de exact în analiza lui, da? Și bineînțeles că cum ziceam, odată stabilită o relație de prietenie, sunt genul de oameni care i-ai prieteni toată viața sau au prieteni toată viața. Nu schimbă, nu socializează foarte mult, da? Nu ies, nu știu, petreceri, cluburi, nebunii, da? Ce au oarecum este un oarecare grad de nesiguranță, da? Dar iubesc singurătatea. Și ca și latura negativă, foarte critic, da? Pesimist, retras, irascibil, exagerat de retras, da? Că o tendința e de a fi retras, da? Și ce au de învățat este să fie acea înțelepciune, va trebui să o scoată, să o folosească în lume, că înțelepciunea acasă între patru pereți nu prea mai e înțelepciune. Adică ok, ești un înțelept cu tine cel mult, dar mai mult nu, da? Poate să devină egoist, capricios, da? Și să aibă tendința de a trece de la o stare la alta foarte repede. Așa, un mic bipolar uneori. Oh, da. Înainte să treci la 8, da. Aici o întrebare interesantă, Lucian Popa. Bună seara. Am cifra de destin 5, dar am majoritatea caracteristicilor unui 4. Ce se întâmplă? Sunt pe arătură? Nu-ți faci treabă. O să spun Alexandra. Da, într-un fel sau altul nu merge pe direcția pe care o are. Mai zi-mi o dată pe ce dată e născut ziua? Nu, nu mi-a scris. Deci zice că are cifra de destin 4, dar s-a recunoscut în 5, pardon. Dar s-a recunoscut în 4. Există mai multe variante. E posibil să fie un 4 vibrație interioară. Da? 1, 3, 1, acum depinde. De asemenea, mai contează într-adevăr ce are în matriță, în acel cadran cu celelalte 9 cadrane. Sau pur și simplu din educație, din direcția în care a fost împins în viață, de către viață sau ce mai fi fost pe acolo, să nu fie pe calea care trebuie, da. Există și posibilitatea asta. Eu l-aș întreba cât de bine se simte pe calea lui aleasă de el 4 față de cea pe care ar trebui să fie. Este fericit, e împlinit. Să vedem dacă ne răspunde. Oricum, comentariile restul sunt, mă descrii perfect, e foarte adevărat, tata a fost 7, perfect adevărat. Deci se recunosc oamenii. Lucian Popa. Ești născut în 14 și mai nasol. Da. Nu e nasol. Ideea este că, într-adevăr, el are și un 4 în interior. Da? Vibrația lui interioară este 5, dar este formată din 1 și 4. Se pare că 4 ăla a pus stăpânire mai mult pe el decât trebuie. Da? Și ar fi bine să lucreze la latura lui 5. Da? Deci, da. Vezi, uite, aici apar niște contradicții, da? O cifră de destin 14, adică 5, da, formată din 1 și 4 sau vibrație interioară 14, 5 formată din 1 și 4, da? Nu e un 5 pur, practic. Una e un 5, unul născut în ziua de 5 și una e unul născut în ziua de 14 și altul e născut în ziua de 23. Corect. Toți au vibrație 5, dar în interior sunt diferiți. Da? Și atunci apare această, mai ales la 1-4, apare oarecare diferențiere, pentru că, vezi, el, ok, 1 ca 1, că individual, independent și așa, și 5 își dorește să fie independent. Toate cifrele masculine au un grad de independență, obligatoriu. Dar vine 4 care zice, știi, vreau siguranță, da, și per total tu trebuie să fii liber. Dar el vrea să fie împătrat, dar totuși trebuie să fii liber. Și atunci apar contradicțiile. Da? Pe scurt, o persoană născută în ziua de 14, ca să ajungă la acea libertate, va trebui să fie hotărât în ceea ce face, da? 1, hotărâre, decizie, independență, da? Și mai mult decât atât, în acea libertate el trebuie să aibă siguranță. Sunt, nu știu, genul de oameni care prin siguranță își dobândesc libertate. E paradoxal poate ceea ce spun, dar sunt sigură că Lucian o să înțeleagă. Da, deci, dragilor, pentru mai multe informații, noi acum dăm doar informații generale.
vă recomand fie să o contactez pe Alexandra și să vă fac numerograma, fie eu sunt, o să vedeți, eu sunt mai pragmatică, mă duc încolo și zic, băi, haideți la seminarul ei online, că și eu vreau să învăț cum să înțeleg eu. Să nu mai tot aștept să vină cineva și să-mi spună. Da, să-mi spună ce să fac. Haideți să participăm, adică ce vrem, să ne dea cineva pește sau să ne dea cineva o undiță și să ne învețe să pescuim. Cum vreți voi? Da. I-ar ajuta foarte mult să știe măcar, de aia am și numit cursul Primii Pași în Numerologie, da? Pentru că el, acolo este esența, e primul pas pe care dacă știu deja cunosc foarte multe. Da? Adică deja știu cum, ce dată ești născut, deja știu cum să mă raportez la tine. Nu mă mai pot supăra pe un om care, uite, de exemplu, poate să-mi zică că e o vibrație 4 în interior, da? Sau o cifră de schimb 4. Nu mă mai pot să supăr că el are nevoie de organizare și de siguranță. Mă, ăsta e omul, cu asta lucrez, hai să văd cum îi dau siguranță și organizare. Nu mai stau să mă, da? Adică știu, am de ce-ul. Nu mai stau să mai zic, bă, stai să vezi că mie nu-mi convine. Aia s-a ales mofturi după aia, dar dacă tu ai deja cunoașterea respectivă și mai ales să faci mofturi, astea sunt alte discuții, ce să mai... Uitați, da. De exemplu, vă dau un exemplu pragmatic. Cifra mea interioară este 6, care este compus din 2 și din 4. Alexandra știe foarte clar că atunci când are nevoie de ceva, nu trebuie decât să-mi repete de două ori, la o dată la 6 luni, să-mi repete același lucru, că altfel uit. Deci altfel mă iau cu alte chestii și Alexandra știe. Bă, ai făcut chestia aia? Bă, trimitem chestia aia? Da, am uitat. Bă, ai făcut lucrul ăla? Da. De ce? Că am și eu 4. Deci, și sunt foarte comodă. Deci acest 4 din vibrația interioară este, îmi conferă o, să zicem așa, pe undeva o comoditate foarte, foarte mare. Dar 6-le e confortul. 6-le este confortul, asta zic, știi? Și atunci Alexandra știe că trebuie să du-te. Da, ok. Hai, trecem la... Vezi că e tare că tu îi scoți pe ceilalți din zona de confort, da? Și îți place să-i scoți pe celălalt din zona de confort, dar tu nu-ți place să ieși chiar așa ușor din zona de confort. Deci îi sparg că aia, pe aia care mă scot din zona de confort, una la mână și pe la mână, să nu uităm că cifra lunii la mine este 1. Deci este, cifra socială este 1. Oamenii, chiar tu ai spus, da? Oamenii cred despre mine că eu tai și spânzuri, dar eu de fapt în interior sunt cu totul și cu totul altfel. De aia nu toată lumea mă cunoaște, foarte puțini ajung să mă cunoască. Da. Te percep ca unul, te percep poate egoist, individualistă, tranșantă, da. Aia care e dură, care vine, taie spinte, că cum ai zis și tu, bate cu pumnul masă, da? Cea care unui duritate, da? Da. Așa. Numai două secunde să transmit. Oamenii întreabă de seminarul tău, îl dau din nou. Dragii mei, săptămâna viitoare va fi în 9 și în 10. Vi-l postez din nou și după aia trecem la cifra 8. Așa, aveți aici, dragii mei, dacă vă interesează, intrați acolo, aveți toate detaliile și acolo este și înscrierea. Așa, ok. Bun. Și am ajuns și la 8. 8-ul, vezi, dacă îl întorci tu așa nițel, e semnul infinitului, nu? Da, dacă ar fi să întoarcem 8-ul, dar sau două pătrate, da? Pătratul 4 la dublu, ca să zicem așa, e 8-ul. Ceea ce înseamnă că ceea ce înseamnă că practic 8-ul este dublul lui 4 ca și pragmatism. Da? Și 4-ului îi place foarte mult partea de material, de satisfacții materiale. Da? Este tot elementul pământului. După cum spuneam, sunt oamenii care își doresc să dețină putere, care își doresc să dețină putere materială, putere socială, da? Sau putere, dar în principal trăind într-o lume fizică ne ducem foarte mult între puterea asta socială și financiară. Da, 8-ul mai este numit și justițiarul, da? Da, cel care vine să facă dreptate. Și atunci un 8 nu prea, adică un 8 în momentul în care spune că face ceva, va face. În momentul în care se pune să organizeze ceva, va organiza și va duce la bun final, da? Dar cum? Practic, concret, da?
Și nu prea îi tentează neapărat să desfice, să desfice firul 4, dar trebuie să știe foarte clar care sunt pașii de făcut, da? Pragmatic, foarte, foarte pragmatic, da? Sunt foarte, foarte hotărâți în ceea ce își propun să facă, da? Mai ales când ai în spate pragmatismul, ai și de unde să ai hotărâre, știi? Da? Dar reușesc să-și ducă la bun final obiectivele pe care și le pun. Da? Îi preocupă în special banii, da? Și puterea pe care pot să o dețină din bani, da? Poziția socială. Și bineînțeles că toate aceste lucruri au și un revers, da? Dacă e să ne ducem spre calitate, spre defecte, da? Calitatea lui e, calitățile sunt astea: organizatoric, pragmatic, da? Capacitatea de a face bani, de a obține bani, da? De a obține poziție socială. Toate astea sunt calități de altfel. Dar vezi tu că dacă te duci prea mult cu banii, da, și vrei foarte mult bani, 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 la un moment dat s-ar putea să devii superficial, să te îndepărtezi de familie, da? Să devii insensibil față de cei din jur, pentru că tu ai un scop ăla de a obține latura materială și atât, da? Mai mult decât atât, ai tendința să te duci spre să devii așa ca un mic dictator, da? Și să devii insensibil, efectiv, da? Când pui banul mai presus sau câștigul material mai presus de orice, crede-mă că devii insensibil la un moment dat. Da? Și în latura negativă se poate duce în a călca pe tot ce prinde pentru a obține puterea pe care și-o dorește, da? Și atunci mare, mare grijă, pentru că din păcate ei sunt unii sunt dispuși și ajung să fie dispuși să renunțe la cum zice, la liniștea sufletească pentru a obține banii. Da? În latura negativă, da? Da, obsedat de a-și îndeplini scopurile materiale. Da? Și depărtarea de către ceilalți, astea sunt defectele și laturile negative, da? Ce trebuie să învețe este să țină cont și de cei din jur și să nu devină insensibil, da? Adică ok, da, de acord, vrei bani, vrei putere, dar nu deveni insensibil, da? Păstrează un echilibru, pentru că dacă nu, până la urmă s-ar putea să fii mâncat de banii respectivi sau de poziția sau puterea pe care ți-o dorești. Da? Eu zic că există două tipuri de oameni bogați, da? Oamenii care fac bani pentru că iubesc banii și atât și ar face orice pentru bani, și oamenii care fac cu pasiune ceea ce fac și banii vin ca rezultat. Eu le-aș ura să fie a doua variantă, că ar fi mai bine. Da? Mulți care sunt cifre de destin 8 ajung să lucreze într-un fel sau altul cu justiția, din concluziile mele, nu toți. Și când zic asta, ok, unii se duc în concret și sunt avocați, experți juridici și lucrează cu legea și cu, da, cu partea asta de justiție. Dar dacă nu, unii se duc în ONG-uri și caută dreptatea pentru alții, da? Sau pur și simplu tot timpul va fi cel care, bă, eu zic ce e dreptate și caut dreptate și lupt pentru dreptate. În viața de zi cu zi poate să lucreze, nu știu, să fie electrician, instalator, habar n-am, dar el știe cum e calea dreaptă și care e ce-i drept pentru cineva anume și va ține să aducă dreptate. Adică rolul ăsta și îl va lua oricum, indiferent de poziția în care va fi. Da. Viorica Jobra, 26 zi de naștere, nu mă regăsesc. Ești pe vibrația interioară, nu ești pe cifra de destin, exact, acum. Noi vorbim despre cifra de destin acum. Deci cifra, da, de destin. Cu toate că optul în interior este și el un justițiar. Dar este prin 2 și prin 6. Și e prin 2 și prin 6, da. Sunt multe de povestit la vibrația interioară. Particularitățile sunt multe la vibrația interioară, da? Într-o consultație, adică gândiți-vă că îmi ia cam 2 ore și poate uneori și mai bine de 2 ore ca să explic matrița de bază. Da. Da, da. Și e de explicat mult, adică să nu vă gândiți că nu e cum e și astrologia, nu e doar ce vedeți că dă zodiile la televizor. Astrologia e mult mai mult. La fel, numerologia nu e doar cifra de destin, sunt multe alte lucruri care se calculează și se află în spate. Nu avem cum să le facem aici toate. Și mai este încă un aspect acum, dacă îmi permiți, Alexandra, prin natura flerului meu, știi? Veronica Jobra, ba ești 8, pentru că însă și afirmația ta este afirmația de justițiar. Eu nu sunt așa. Sorry, este însă afirmație de justițiar. Vreau să fac dreptate. Eu nu sunt așa. Băi, fraților, eu am spus, citesc printre rânduri. Sorry. Ok. Cum a ieșit justițiarul din ea?
Da, 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 vezi, deci de asta v-am spus, băi, faceți-vă, nu ne mai scrieți data nașterii, faceți-vă singuri socoteala, 2 cu 6, cu 2, cu 1, cu 9, cu 6, faceți-vă singuri socoteala, nu de-aia am venit aici să vă facem noi fiecare. Și nu, aici nu e vorba îmi place sau nu-mi place, tocmai asta, despre asta este vorba când zicea, când folosea Anatol Basarab acest exemplu, care mie îmi place foarte mult, al muntelui. Deci, omule, dacă tu ai cifra de destin, dau un exemplu, dacă cifra ta de destin este 8, păi poți tu să faci ce vrei. Dacă nu, dacă nu-ți faci, de-aia ai venit în această existență. De-aia ești nefericit, de-aia nu-ți merge bine, că comentezi non-stop. Și nu-ți faci treaba, nu îți faci treaba, să zicem, cum a zis, nu? Cum a zis Alexandra la 8, da? Să fii, să duci la final, să fii practic, da? Să fii aici. Și uite, dacă cineva a scris că lucrează la bancă, cu bani. Da. Adică nu luați totul doar mot-a-mo, știi? Că dacă nu am foarte mulți bani, înseamnă că nu-mi place puterea sau dacă nu. Da, vedeți, uite, lucrează. Plus, repet, foarte mulți avocați am întâlnit, foarte mulți din latura asta de a lucra cu banul, cu puterea pe care o dau, o putere oarecare. Și când zic putere, iarăși nu vă limitați, într-adevăr, putere materială, putere socială, da, financiară și statut. Dar puterea poate să fie și, nu știu, putere de convingere, puterea unui talent, da? Pot, uite, de exemplu, eu să fiu cel mai bun pictor și să dau tonul în ceea ce înseamnă pictură, da? E o putere. Adică despre ce vorbim? Ca toată lumea să picteze conform curentului pe care eu îl dau, înseamnă să fie o mare putere. Da? Nu vă limitați doar la cuvintele acestea, da? Adică mergeți un picuț în spate, prindeți aria mai largă, da? Cum talent, da, mulți zicem, ok, nu știi să cânți, nu știi să dansezi, nu știi să pictezi, n-am niciun talent, da? Stai puț, că poți să fii talentată la multe alte lucruri, da? Poți să fii un mecanic talentat și nu trebuie neapărat să știi să pictezi sau să faci nu știu ce lucruri. Poți să fii, da, un numerolog foarte talentat, da? Pentru simplu fapt că îți place și talentul tău este că știi foarte bine să interpretezi numerologia, da? Sau astrologia, sau tarot, sau nu știu, orice. Da? Și de acolo să-ți iei talentul. Important e ceea ce faceți, să faceți cu pasiune și talentul vine de la sine. Uh-huh. Da? Nu degeaba se zice că fă ceea ce îți place și nu o să mulțești o zi în viața ta. Absolut. Da? Absolut. La un 5 asta merge și mai bine, da? Deci dacă sunteți 5, faceți ceea ce vă place și o să vă fie bine. Corect, corect, corect. Așa, dar e valabil pentru toți. Ajungem la geniala cifră nouă. Da-na. Cifra de destin nouă, filantropul. Toate sunt foarte bune, dar ea știe că eu... Da, Edith este nouă, este filantropul, vindecătorul, cel care dorește să vindece mama răniților. Da, ce se face? Asta e, da? Omenos, generos, compasiune, da? Caracteristică a lui nouă, onest, da? Demn de încredere. Nouă e cea mai mare cifră și le conține pe toate celelalte, da? Adică să ajungem la nouă trebuie să trecem efectiv prin toate celelalte cifre, da? Și asta îi oferă practic o poziție superioară, dar nu la modul de superioritate, da? Ci la modul de responsabilitate mai degrabă, da? Știi cum e? Când ești mai mare decât ceilalți, ca într-o familie cu mulți frați. Dacă tu ești fratele cel mai mare, ai o responsabilitate. Așa și nouăle, are o responsabilitate față de oameni, față, da? Și de-aia se duce în latura de a fi responsabil, filantrop, de a ajuta. Cei mai mulți merg pe latura de vindecare sau, uite, poți să fie chiar și judecător, dar judecătorii din sensul ăsta de a aduce o judecată corespunzătoare, nu ca optul judecata aia de dreptate-nedreptate, ci din latura lui nouă, da? Nouăle este un altruist convins, ăla care dacă se poate lăsa în fundul gol ca să dea altuia, da? Și optul poate să aibă grad de altruist, dar optul gândește altruismul așa, eu te ajut pe tine pentru că eu am o putere. Uh-huh. Și din afară să pară altruist. Uh-huh. Mamă, ce altruist e ăsta, dar de fapt în interior face asta pentru că îi dă o putere. Și anume faptul că el are și tu nu ai. Nouăle nu gândește așa. Nouăle chiar o gândește, bă, important e celălalt să fie bine, da? Și atunci pot să devină lideri spirituali, educatori, vindecători, da? Medici, psihologi, da, direcțiile de vindecare. Poți să vindece trupul, poți să vindece mintea, poți să vindece sufletul, da? Nu neapărat acum trebuie să faceți toți meserii de, da, și noi o să facem toți meserii de spiritual, de educator, de vindecător, dar cum manifestați nouăle astea? În ceilalți, chiar uite, eu pot să fiu, nu știu, vânzătoare
la magazin. Ok, foarte bine. Dar omul când intră acolo să cumpere de la tine, parcă simte că i-ai vândut cu o oarecare bucurie, încât parcă l-ai vindecat, ai vorbit cu el, ai empatizat, da? I-ai explicat cum poate să-l ajute, dacă este bine o haină, dacă nu este bine o haină, ai fost omenos, ai fost de încredere, da? Adică ai fost sincer cu el, da? Da? Și bă, am fost acolo și mi-am cumpărat o haină, dar zici că am făcut terapie, știi? Adică noi putem să ne manifestăm, ce vreau să înțeleg lumea, că noi ne putem manifesta caracteristicile astea indiferent de domeniul de activitate profesional pe care îl avem. Important e să urmărim caracteristicile acelei cifre de destin pentru a putea, da, putem să adaptăm. Da, sunt într-adevăr și cazuri unde nu ne putem adapta, că de exemplu dacă sunt un 2 și sunt singur cuc și nu lucrez cu nimeni și nu lucrez în echipă, nu o să mă simt foarte confortabil și simt nevoia să caut, da, parteneri și să caut oameni cu care să colaborez. Da, de acord, sunt și situații din astea, dar nu zice nimeni că nu pot să-mi iau un colaborator sau să-mi iau un coleg de cameră sau un coleg de birou măcar, nu? Uite, și lucrez eu individual, că am munca individuală și nu necesită muncă de echipă, dar măcar mai am pe cineva în încăpere. Și nu sunt singur. Iar dacă nu lucrează la același lucru cu mine. Adică, orme, puteți să găsiți tot felul de variante. Scuze, la fel, tot așa, puteți să găsiți tot felul de variante în ceea ce privește partea de scuze. Da? Un om nu este interesat de câștigurile materiale, cu toate că de obicei le dobândește, da? Și nu va duce neapărat lipsă de partea aceasta materială, dar nu este un scop pentru el. Da? Obținerea de bani, pentru că, repet, este o fire altruistă, iar în momentul în care îi obține, dorește să facă ceva, să vindece cu ei, cel mai probabil, da? Ca și latura mai puțin pozitivă, da? Ce discutam, pozitivismul, partea pozitivă, cum partea de altruism, de compasiune și așa mai departe. Latura lui nouă negativă este faptul că vrea să schimbe mult prea mult și mai mult decât poate duce. Tot pe latura de responsabilități se poate duce. Adică îmi iau responsabilitatea să vindec pe toți, da? Nu ai cum. Nu ai cum. Da? Nu poți să-i vindeci pe tot, pe toți. Oricât ți-ai dori, nu ai cum, da? Și atunci mare, mare grijă, pentru că la un moment dat poate să devină o corvoadă și cumva să minimalizezi, adică reduci, subestimezi capacitatea ta. Bă, am vindecat totuși atâția care la rândul lor vor vindeca alții și vor alții și alții și alții și alții, da? Adică bulgărele, da? Dar nu le dorește ăla să fie, să facă lucrurile astea mărețe în sensul vindecării și în a-și asuma responsabilități, da? Și faptul că nu are ambiții materiale, faptul că nu are ambiție materială, la un moment dat, într-adevăr, e posibil să ajungă în rahat, ca să zic așa, din punct de vedere financiar și material. Da? Da. Pentru că nu există acea ambiție, da? Și atunci nu se valorează pe sine. Da? Dar în momentul în care își face treaba, banii vin de la sine. Da? Trebuie să înțeleagă un nouă și să accepte că dacă refuză latura aceasta de umanitarism, de a ajuta pe ceilalți, da, conferit de destinul nouă, nu vor avea satisfacții pe termen lung. Dar e o capcană să le vrei să le faci pe toate. Adică trebuie un echilibru, da? Nu vă veți simți bine dacă nu-i ajutați pe ceilalți, dar atenție, nu luați mai mult decât puteți duce, altfel spus. Da? Adică nu poți să-i zic unui nouă, știi ceva, nu mai fă pe filantropul, nu mai ajuta pe el alt, nu mai fi altruist. Nu, pentru că i-ar aduce nefericire, da? Și sunt foarte mulți care într-adevăr cu destinul pe care i-am întâlnit și s-au dus în latura extremă de altruist, de dea cămașa de pe el, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Și tot într-o nefericire s-au dus la un moment dat, pentru că efectiv te îngropi chiar la propriu sau nu neapărat, da? Și atunci necesită să se îngrijească și de el. Nu uitați că, da, tu, Edi, dai foarte bine exemplul ăla cu mâncatul la curs, la atelier, da? Că dacă tu vrei să-i hrănești pe ceilalți și vrei să-i hrănești pe ceilalți și le faci doar lor de mâncare și tu nu mănânci, da? Îmi place chiar foarte mult exemplul ăsta pe care îl dai, da? La un moment dat tu vei muri de foame și ceilalți, nici ceilalți nu vor mai avea de la cine să mănânce și cine să-i hrănească. Foarte bine, adică nu-i de mirare că ai folosit exemplul ăsta, e un exemplu demn de nouă. Păi îl aplic, pentru că dăm voie doar atât să intervin, atât timp cât am fost în Loma Dolores și am vrut să-i ajut pe tot, exact cum spui tu, pe toți trebuie să-i ajut. M-am îmbolnăvit eu foarte mult și m-am trezit că pe mine nu m-a ajutat nimeni, a trebuit tot singură să ies din toată chestia asta. Iar după aceea a venit partea a doua, deci eu m-am pus și am făcut mâncare. Prima dată eu am gustat mâncarea aia, m-am hrănit eu cum ar veni, deci eu am grijă de mine în primul rând. Și după aceea, în funcție de energia mea, de disponibilitatea mea, îți răspund sau nu-ți răspund. Deci nu sunt obligată să răspund. Nouăle poate să simtă presiunea asta, știi?
vai, mi-a cerut, mi-a pus de 10 ori întrebarea și zice, bă, dar nesimțită ești că tu nu vezi că îți răspund. Când înveți, îți înveți lecția, zici, fuck off. O să-ți răspund, pentru că acum am altceva de făcut. Da, așa e. Da. Uite, îmi place comentariul Mihailei Viliga. E născută în ziua de 8, ba, nu, Roxana Grama, îmi cer scuze, m-am uitat mai sus. Da, 8 e ziua mea de naștere, dar mă regăsesc. Am fost un mic Hitler, eu am ales sufletul, nu bani. Apropo, Hitler a fost cifră de destin 8, a avut foarte mulți 8 de 8 în matriță și a fost ăla care și-a urmărit poziția și îndeplinirea. Apropo, că întreba la un moment dat cineva, foarte mulți de 8 în matriță duce la obsesie, fanatism. Da? Hitler a avut 4 de 8 în matriță. Da? Și eu zic de cei care au mulți de 8 și 8 așa au mic Hitler. Și mă amuză că i-a zis mic Hitler. E o expresie pe care o folosesc cu cei cu mulți de 8. Da, vezi, da, da, da. Cum circulă informația? Da. Acum să povestești despre cele trei cifre maestre. Da, voi vorbi în special de 11 și 22, pentru că astea le întâlnim, 33 prea puțin. Da, în 11-le, da, marele maestru sau marele ratat, cum îi zice, marele iluminat sau marele ratat, de fapt, da? Da, mai zici tu că acolo e cifră cristică. Ideea este că, da, un 11 își dorește o iluminare spirituală. Da? Și caută tot timpul să înțeleagă nevăzutul, necunoscutul, da, care sunt lucrurile din spate, da? Și de obicei are parte de o înțelegere superioară. Mulți nu știu ce să facă cu înțelegerea aceasta superioară, da? Cunosc mai departe de limitele cunoscute de ceilalți, dar mulți se pierd acolo sau îi apucă frica, da? Nu reușesc să facă față informațiilor pe care le prind, pe care le primesc, da? Și atunci este foarte important pentru un 11 să-și pună latura psihică în primul rând la punct, ca să zic așa, da? Dar 11-le este idealist, este vizionar, da? Are o personalitate aparte, da? Este extrem de intuitiv de fel, da? Și are foarte mult de oferit societății dacă nu se pierde el pe el, da? Pentru că este un perfecționist și cere foarte mult de la el și atunci e posibil să nu mai ajungă să mai dea celorlalți din simplu fapt că niciodată nu e perfect. Și atunci nu se simte pregătit. Da? Da? Oricum are o gândire profundă, la fel ca și 7 și chiar mai profundă, da? În ceea ce privește de-a lungul vieții, gândirea e una profundă și tot timpul caută să pătrundă în, așa, în misterele universului, dacă se poate. Da? Dar are capacitate de inventivitate, da? Și poate să ducă lucrurile la un alt nivel. De fapt, vezi tu 11-le ăsta, pentru că într-adevăr noi îl interpretăm și ca 2. 11, de fapt, nu este decât un alt nivel al lui 2. Că 1 cu 1 dă 2. Da? Cum 12 este un alt nivel al lui 3. Sau 10 este un alt nivel al lui 1. Da? Da? Și nivelul crește, practic. Da? De-aia le și adunăm. Da? De-aia este 12 un alt nivel al lui 3. Da? 13 este un alt nivel al lui 4. Și tot așa, da. Sunt alte nivele. După aia 20, iarăși un alt nivel al lui 2. Dar mult mai sus, înzecit. Da? Și așa mai departe. Sunt alte nivele. Da? Ce trebuie să aibă grijă 11-le de-a lungul vieții, da? Faptul că au tendința să se ducă în depresie, adică tot așa schimbări din astea bruște, pac, e entuziasmat să fie în culmea fericirii și după aia la fundul sacului sau în fundul gropii, știi? Și atunci sunt predispuși a merge pe direcția de depresii. Își doresc foarte, foarte multe lucruri, să le facă foarte, foarte repede și foarte, foarte bine. Și atunci de acolo poate să vină iarăși o altă sursă de depresie, da? Foarte greu uneori iau decizii, pentru că să nu uităm, unul și cu unul dă doi și doi e dual și nehotărât, da? De cele mai multe ori nemulțumiți, da? Nu sunt suficient de mulțumiți, vor și mai mult, își propun și mai mari obiective, da? Unele mult prea mărețe, după cum spuneam, imposibil de realizat, da? Și atunci. Și cum e, dacă îți pui să ajungi pe lună mâine și tu nici măcar nu știi ce se întâmplă pe lună sau cum ar arăta un, cum îi zice, costum de cosmonaut sau ce-o fi acolo, astronaut, e imposibil. Da? Imposibil în termenul dat. Da? Și atunci cei cu cifră destin 11 va trebui de-a lungul vieții să învețe
să-și pună corect obiectivele și mai mult decât realist. SMART, știi că e acronimul ăla, SMART, să fie specifice, măsurabile, da? Să poată fi de atins, da? Să fie cu un anumit rezultat și încadrat într-un anumit timp. Da? Ei trebuie să învețe cum să-și dobândească, cum să-și pună obiectivele. Da? Chiar dacă nu reușesc oricum să devină conducători, sunt vizionari. Da? Au idei valoroase, dar, repet, dacă reușesc ei să facă fața acelor idei. Da? Iar pentru unii s-ar putea să pară mici nebuni. Da? Dar nu e ușoară cifra 11. Da? Adică nu e ceva foarte ușor. Știm amândouă, cunoaștem. Cifre 11. Da? 22 se mai spune marele constructor, după cum spuneam. Da? Și bineînțeles că își doresc să facă lucruri, da, la un alt nivel, de altfel. Da? Uite, vezi, 4 și 4 e un constructor, dar e la un nivel. 22 da, dă tot 4, dar e marele constructor. Da? Și atunci e destul de greu de îndeplinit ca și destin. Da? Are foarte multe puteri, mai ales pe latura energetică, emoțională. Da? Simte foarte bine lucrurile. Da? Și dacă are o educație sănătoasă, da, poate să devină un factor foarte important în progres în societate și nu numai. Și bineînțeles că se poate duce și ea foarte simplu în pragmatism, da? Lucru care îl ajută, 4, da? 22, 4, pragmatism, da? Dar planurile trebuie să fie grandioase, da? Să construim la nivel înalt. Da? Și bineînțeles și el are o capacitate de înțelegere spirituală, da? De-aia este cifră maestru. Și latura mai puțin pozitivă, da? Este faptul că se poate duce la fel în foarte multe fici, da? Se poate demotiva, da? Poate să aibă un comportament foarte schimbător, da? Acum dictator, acum insensibil și așa mai departe, și în momentul următor mult prea sensibil, da? Oricum, e capabil să realizeze foarte multe, dar necesită muncă. Da? Și poate să dobândească calități, câștiguri materiale, da? Și realizări mari pentru omenire. Dar, repet, pentru a ajunge acolo necesită o educație foarte bună. Adică el pe el se duce în urmă. Nu. Poate nu are bafta, nu toți au bafta cu fie cu 22 să ajungă în familie în care să primească o educație corespunzătoare, dar asta nu îți putește să se autoeduce în interior. Da. 33 e un 6, de fapt, da, la alt nivel, un pedagog la alt nivel, da, un familist la alt nivel, un om care a venit să învețe pe ceilalți, da, ce înseamnă să fii om la nivel înalt. Dar 33 nu are rost să insistăm că nu e. Nu am întâlnit niciunul și nici nu cred că este fizic posibil la modul acesta. Da, sunt unii care sunt 33-6, da? Dar sunt cifre de destin 6. Calea este 33. Da? Este poate o cale maestru, dar mai mult de atât nu e destin maestru. Cifre de destin maestru. Deci, dragilor, după cum ați văzut, întotdeauna într-un final se ajunge la o simplă cifră. Înainte să... Deci, dragilor, ați primit... Noi am discutat chestii generale, da? Puneți mâna, citiți. Alexandra v-a recomandat o carte, am postat-o. Vă rog, cei care ați intrat mai târziu, nu întrebați ce este 6, pentru că Alexandra a vorbit, vă mai uitați încă o dată. Vă rog, din calea voastră de evoluție spirituală și de dezvoltare personală face parte și căutarea. Deci nu aștepta să vină să ți se dea mură în gură, pentru că înseamnă că nu vei înțelege absolut nimic. Alexandra, aș vrea să te întreb două chestii tot preluate din de aici. În primul și în primul rând, hai să povestim puțin despre diferența. Deci, să zicem, eu am 9, fiul meu are 1. Povestește-le puțin despre diferența dintre la toată lumea, că au întrebat, dacă eu sunt așa și soțul meu așa și copilul e așa, se face diferența.
Primul rând, da, ok, se face diferența, dar până la diferență ar trebui să știți foarte bine calitățile lui 1 și al lui 9, de exemplu, da? Pentru că dacă le știți foarte bine calitățile acelea, veți ști să faceți și diferența, da? Diferența de care zici tu se face în momentul în care fac reglajul dintre lumea mea interioară și lumea exterioară, da? De exemplu, sunt un 5 în interior și un 4 în exterior. Diferența dintre 5 și 4 e 1, adică 1 îmi spune mie cum aduc echilibru între lumea mea interioară și lumea mea exterioară, da? Între persoane putem merge și acolo, dar ideal ar fi prima oară să cunoaștem, pentru că odată cunoscută calitatea lui 1, da, dacă fiul e 1, de exemplu, și eu știind calitățile mele lui 9, atunci deja cunosc foarte multe. Bă, dacă e 1, va trebui să-i dau locul, va trebui să-l las să facă singur, va trebui să-l las, da, să fie un lider, va trebui să-l las că e încăpățânat și trebuie să facă cum vrea el și trebuie să experimenteze și să fie independent, și atunci îi respect calitățile. Și n-am nicio problemă, mă înțeleg foarte bine. Nu o să vină niciodată la tine să zică, mă, nu mă înțeleg cu tine. Din contră, un 1, dacă lași să fie el, să fie independent, momentul în care va simți nevoia să vorbească cu cineva, va veni să vorbească. Momentul în care îi vei impune, îți va arăta că așa nu se face și că face cum vrea el. Și atunci, da, adică respecti calitățile respective și atunci lucrurile o să decurgă frumos. Și o să vină omul când o să simtă nevoia. Nu le respecti, atunci nu o să vină mai deloc sau niciodată. Știi? Pentru, tocmai pentru că forțezi lucrurile. Acum, întrebările. Da, da. Deci diferențele sunt multe. Ce vreau să subliniez, că mulți au zis, ok, mă regăsesc aici, mă regăsesc dincolo. Menționez încă o dată, aici vorbim de drumul tău în viață. Dacă nu te regăsești în drumul tău, da, nu mergi pe direcția respectivă, sunt niște calități ale drumului și a destinului, mai exact, da? Nu sunt neapărat, adică eu dacă vreau să fac calitățile tale ale tale, matrița ta de bază, uite că nu știu dacă poți să le arăți o matriță, că eu n-am un fix și o foaie. Da? Cum arată acel cadran cu 9? Că nu știu dacă poți să pun aici o imagine. Share screen, ai acolo jos. Am share screen, stai așa să deschid o... Uite, pătratul ăsta al lui Pitagora. Share screen. Screen sharing așa, share screen. Nu știu ce m-a întrebat pe acolo, dar dau share screen. Ia să vedem. Se vede ecranul? Da. Da? Se vede pătratul? Da, uite, da. Da? Uite, aici sunt caracteristicile lui 1. Da, aici e caracterul, puterea psihică, da, 2, energia, emoțiile, da? Aici sunt reprezentate ca să vedeți ca idee. Dar uite, din data de naștere o persoană s-ar dea să aibă 4 de 1, niciun 2, 3 de 3, un 4, niciun 5, da? Adică în funcție de data de naștere se fac anumite calcule și vă arăta, uite, vă mai arăt, de exemplu, aici. Uite că băgasem data 11-11, se vede? Da, se vede. Da, super. Da, 11-11-1973. Uite, și am aflat care 5 de 1, care 2 de 4, da, care un 7, care un 8, care un 9. Toate aceste lucruri se interpretează, da? După care interacțiunea, vectorii 1 4 7 sunt e un vector, 2 5 8, da? Deci sunt foarte multe lucruri pe care noi le aflăm. Noi ce am discutat, da, despre calea de destin. Adică drumul meu în viață. Cum mai parcurg acest drum în viață e în funcție de matrița asta de bază, de fundamentul meu pe care l-am, de fundația pe care o am, pe care am venit în această lume, da? Pe care dacă mi-o cunosc, știu cum sunt eu și de ce sunt eu așa. Uite, de exemplu, persoana asta născută în 11-11-1973 e foarte încăpățânată de fel. Da? Vectorul 147 îmi arată mie că caută bunăstarea spirituală și pentru ea este foarte important să fie într-un fel anume persoana respectivă, da? Are o sănătate a corpului fizică foarte bună, da? Puterea psihică, repet, foarte, foarte bună, da? Și multe alte lucruri, multe, multe alte lucruri pe care noi le interpretăm nu doar așa din da? Adică am zis cifra destin, da, are și ea rol și este un rol foarte important, îl are cifra de destin, dar dacă nu știu fundamentul, nu voi ști cum să fac acel drum al corect. Destinului. Ok, știu care mi-e destinația, dar eu cum sunt ca să ajung la destinație? Da? Și acolo intrăm în foarte multă analiză și de aia când am zis că la început cu psihologia, da, ce îmi poate spune o dată de naștere când eu am de dat 20 de teste ca să aflu diverse lucruri, păi uite, mie îmi spune o dată de naștere, făcând matrița și toate celelalte calcule și acolo e doar o parte din ce v-am arătat,
stau și zic, bă, ok, câte teste ar trebui să fac eu ca să aflu și putere psihică, și cum stă cu emoțiile, și cum stă cu memorie, cu capacitate de sinteză, cu intelect, cu motivație, cu creativitate, cu, deci multe, 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 da? Vă arătam pe pătratul ăla lui Pitagor, da, cu sănătate, cu norocul, cu logica, cu datoria, cu munca, cu, da, cu precizia, cu, adică serios, vorbim despre cel puțin 25-30 de caracteristici. Da, de aceea, dragii mei, vă rog, înțelegeți, sau mă rog, nu înțelegeți, este, nu e chiar așa o chestie că venim aici, este, s-au dat informații importante. Dacă participați la cursul Alexandrei, vă va da cu mult mai multe informații la modul general să puteți să vă calculați voi, dar dacă doriți să vă fac o numerogramă, o contactați pe Alexandra, aveți pe pagina Alexa Event, aveți acolo numărul. E și pagina de Alexandra. Bine, acolo a rămas numele dinainte de căsătorie, Alexandra Condur, numerolog consilier. Da? Dacă e, o să le pun aici la final linkul. Da, chiar te rog. Și încă o pagina de web unde găsesc datele mele de contact. Acolo. Și încă o întrebare, ce se întâmplă dacă lipsește un număr din matriță? Unul sau mai multe, da. Momentul în care lipsește înseamnă zero e totul sau nimic. Principiul rămâne, da? Înseamnă că acolo e mai mult de lucru, da? De exemplu, dacă lipsește, nu știu, să zicem 4, care este sănătatea corpului fizic, înseamnă că sănătatea, nu înseamnă că e absentă sănătatea corpului fizic, ci înseamnă că de-a lungul vieții va trebui să mă îngrijesc de sănătatea mea, da? Pentru că va trebui să muncesc pentru sănătatea mea, să fac, să-mi întrețin corpul și să-mi întrețin sănătatea, pentru că sunt dispus să mă îmbolnăvesc mult mai ușor. Față de o persoană care are un 4, 2 de 4, 3 de 4, da? O persoană, de exemplu, cu 3 de 4 are o sănătate a corpului fizic, o inteligență a corpului fizic foarte ridicată și corpul știe, uite, de exemplu, o persoană cu mulți de 4, dacă mănâncă ceva, nu știu, ciuperci otrăvitoare, corpul e atât de inteligent încât va reacționa și va elimina, va voma, va da imediat. Nici măcar nu va aștepta foarte mult, da? Va da foarte repede afară ceea ce nu-i ok pentru el. Super! Ați văzut, dragilor, câte informații se pot obține și încă o întrebare totuși, că s-a repetat într-adevăr întrebarea asta. Și numele are un număr, deci se poate... Da, da. Se găsesc tabelele pe internet, dar este foarte simplu. A-ul e 1, B-ul e 2, C-ul e 3, adică puteți să faceți voi tabelul respectiv, dar îl găsiți și pe internet. Deci, dragii mei, pentru această seară, după cum ați văzut, Alexandra nu știa dacă o să aibă ce să vorbească atât. Au trecut 2 ore și jumătate, Alexandra. Deci au fost extraordinare, vă spun și eu, stau așa și mi-am luat notițe și scriu și o să mai iau încă notițe. Și este extraordinar când mi-a făcut Alexandra consultația cu vreo 2 săptămâni, 3 ore. Deci am aflat cu mult mai multe lucruri. Gândiți-vă că sunt și astrolog, eu știu și astrologie, dar vine numerologia și aduce foarte multe completări. Într-adevăr, ele două se completează foarte mult. Ora nașterii, din câte știu eu, este valabilă mai mult la astrologie și nu la numerologie, că tot ați întrebat dacă e importantă ora nașterii în numerologie, Alexandra. E și, dar repet, ne axăm pe calitatea zilei în care omul s-a născut. Dragii mei, vă mulțumim din suflet. O să mai... Nu e complicat, că uite, zice cineva că e complicat. Nu e complicat. Este, adică ne oferă, e complet, aș spune mai degrabă, da? Complicat e într-adevăr poate pentru cineva care nu cunoaște foarte bine numerologia, dar până la urmă nu toți trebuie să cunoască numerologia. Unii pot să o folosească doar ca un instrument de autocunoaștere și să, nu știu, să vină la o consultație la mine, la un numerolog, nu contează, da? Pentru a afla mai multe. Da? Nu înseamnă că trebuie să te apuci să faci tu numerologie, dar nu înseamnă că nu poți să beneficiezi de ceea ce îți poate oferi ca informații numerologia. Exact. Sunt două lucruri total diferite.
Absolut. Deci, dragilor, workshopul Alexandrei va fi săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică. Până atunci, cine vrea să afle despre cauzele emoționale ale bolilor, mâine și poi mâine am eu seminarul online organizat de Alexandra, găsiți pe Alexa Event. Săptămâna viitoare vă aștept, voi avea ca invitați pe Iulia Bledea, care va vorbi despre nutriționistă, care va vorbi despre detoxifiere la toate nivelurile, pe Beatrice Moțiu de la Radio Zestrea, cu care voi vorbi despre teama de ridicol, și, dacă dă Domnul, cu Gabi vom continua discuțiile de. Și eu mai vin, și eu mai vin. Și peste încă o săptămână, să te gândești foarte bine ce ai mai vrea să povestești, doamnă dragă. Aole, dar de numerologie putem să povestim o viață. Corect. Uite câte întrebări sunt aici și n-am răspuns, adică. Să știi că întrebările au venit, au venit și mai târziu întrebările, dar lasă să avem subiecte, pentru că acum. Hey, lasă să le dăm așa un pic, să vadă. Important a fost să vadă și vom mai... Pot relua materialul și atunci pot afla cei care n-au au prins absolut mai târziu informația. Da, absolut, asta e avantajul. Absolut. Deci, Rodica și toți ăștia, care ce sunt cifrele maestru, s-a vorbit despre ele, vă rog, doar pentru că ați intrat la sfârșit, reluați tot materialul. Nu sunteți atât de special încât pentru voi să se reia totul. Alexandra, bă, dar ne ajută tehnologia să reia pentru noi. Eu știu, numai că Elena este foarte mare, crede-mă că știu, că mă întreabă lumea ceva la genul, doamna doctor, v-am văzut toate materialele, unde găsesc materialul, nu știu care, caută, vai ce rea sunteți, așa este. Alexandra, îți mulțumesc din suflet, invita că ai fost alături de mine. Mâine dimineață... A fost minunat, nici nu știu când au trecut 2 ore jumătate, mai bine chiar. Mâine dimineață la 9:30 ne vedem. Ne vedem. Ne am invitată oricând, cu cea mai mare plăcere. Dragilor, vă mulțumesc din suflet, vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem săptămâna viitoare. Ciao. Noapte bună. Noapte bună.